Bună ziua, bine m-am găsit, o nouă ediție Prima News, o ediție în care vă propun să discutăm despre ceea ce se întâmplă în momentul de față cu, iată, bucăți de explozibili care ajung din nou pe teritoriul României, foarte aproape de spații locuite, foarte aproape de aglomerări urbane. Cât de aproape suntem de război, vedem deja prin tot ceea ce se întâmplă aproape de granița noastră, după care aș vrea să trecem la ceea ce înseamnă această luptă pe care o avem, aceea de a intra în spațiul Schengen. Suntem foarte aproape de a bifa aerian și naval intrarea în spațiul Schengen, pentru că din data de 31 martie, ora 0, practic nu vom mai trece prin aceste checkpoint-uri și, ca să-l citez pe președintele Asociației Aeroporturilor din România, David Cicio, se scurtează cu 30 de minute circuitul pe care un individ simplu îl are de trecut într-un aeroport. Înainte de a vă prezenta invitații, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Fragmente care par a proveni de la o dronă au fost identificate de armata română pe un teren agricol din insula Marea Brăilei. Autoritățile nu precizează însă nici tipul acesteia, nici cum a ajuns, aparent nedetectată, la peste 20 de kilometri în interiorul teritoriului României. Incidentul a fost sesizat de localnici după ce au auzit o explozie joi seara, iar la fața locului se poate vedea un crater de aproximativ 4 metri în diametru. Acesta ar fi cel de-al cincilea incident de acest gen după ce anul trecut 4 drone, din care una avea și explozibil, au ajuns pe teritoriul României. O să analizăm și noi amplu aplicat acest subiect. A fost un atac masiv cu drone asupra Ucrainei azi noapte. Au fost vizate în principal instalațiile energetice, chiar dacă cea mai mare parte dintre acestea au fost interceptate de sistemul antiaerian ucrainean. Drone rusești au reușit să lovească centrale termice și hidroelectrice din centrul și vestul Ucrainei, a anunțat operatorul Ukrenergo. Ca urmare a atacului, armata poloneză și-a mobilizat propriile avioane pentru a securiza zona de graniță. Mi se pare că ceea ce face Federația Rusă în acest moment este o provocare permanentă la adresa aliaților NATO, pentru a vedea cum răspunde NATO în consecință. Și sigur că da, vorbim, iată, de disproporția războiului lor, adică în momentul în care ataci infrastructura importantă, infrastructura civilă, infrastructura energetică, asta arată cam cât de legitim ești în războiul criminal pe care îl porți. Activitățile și operațiunile sunt oprite la rafineria Petromidia, unde a avut loc o explozie în această dimineață. Din fericire, nu s-au înregistrat victime și explozia nu a fost urmată de incendiu, astfel că la fața locului mai sunt mobilizate câteva autospeciale doar pentru răcirea instalației și supravegherea zonei. Petromidia a mai fost guduită de o explozie în 2021, iar atunci 3 muncitori și-au pierdut viața. Peste 2 zile, porturile maritime și aeroporturile din România devin parte a spațiului de liberă circulație Schengen. Cu această ocazie, la Timișoara se inaugurează cea mai modernă aerogară din România. Noul terminal Schengen de plecări externe din vestul țării poate opera simultan 8 avioane, are 18 ghișee de check-in și capacitate de procesare de 800 de pasageri pe oră. Avem un plan ca până la finalul anului 2024 să avem și intrarea terestră în Schengen, a declarat premierul Marcel Ciolacu prezent la inaugurare, alături de președintele Senatului Nicolae Ciucă. Eu mă gândesc de unde atâta optimism la premierul Marcel Ciolacu, pentru că nu e prima declarație de acest fel în care dă acest termen 2024. Pe ce se bazează, având în vedere și contextul destul de imprevizibil pe care îl avem? S-a dus iarna, domeniul schiabil al stațiunii Sinaia, situat la 2000 de metri altitudine în masivul Bucegi, se închide începând din acest weekend. Măsura este luată în condițiile în care pârtile sunt acoperite cu zăpadă ortopedică, încărcată cu apă, iar acest fapt îngreunează practicarea sporturilor de iarnă. A fost un sezon de schi extrem de scurt la Sinaia, pârtile fiind practicabile abia din 10 ianuarie. Ne pregătim să intrăm în Rafah și nu vom lăsa pe nimeni în urmă, le-a transmis premierul israelian Benjamin Netanyahu familiilor soldaților răpiți și ținuți ostatici de Hamas, în potrivit CNN. Într-o declarație transmisă de biroul său, Netanyahu mai spune că se simte obligat să-i aducă înapoi pe toți ostaticii și că va folosi în negocierile pe care le poartă zilnic toate avantajele pe care Israelul le are.
cel puțin 5 milioane de persoane din țări au imigrat în Uniunea Europeană în 2022, în timp ce 1,5 milioane de persoane au imigrat din statele membre în afara Europei, conform datelor publicate de Eurostat. Afluxul de imigranți din state non-membre s-a dublat astfel față de 2021. Statele care înregistrează cel mai mare număr de imigranți sunt Germania, Spania, Franța și Italia și, firesc, țările spre care își dorește fiecare să ajungă. Dar mă gândesc la foarte mulți comentatori sau formatori de opinie care vorbesc, iată, de Uniunea Europeană. Cum se face că e spațiul în care își dorește majoritatea celor care trăiesc pe glob în altă parte să ajungă? Sport acum. FC Voluntari primește astăzi vizita celor de la FC Hermannstadt de la ora 17:30 în etapa secundă a play-out-ului Super League. Apoi de la ora 20:30, ardelenii de la CFR Cluj sunt nevoiți să câștige în deplasare cu Șepșii pentru a se putea apropia de liderul FCSB. Ambele partide sunt transmise în direct pe Prima Sport 1 și online pe primaplay.ro. Meteo la final, vom avea parte de un weekend de vară în aproape toată țara. Temperaturile vor fi mult peste cele normale pentru această dată din calendar, astfel ca maximele vor depăși pe alocuri 25 de grade. Spre finalul zilei se va liniști și vântul, iar minimele nu vor mai cobori nici ele sub pragul de 5 grade Celsius, excepție făcând doar zonele montane. Acestea au fost principalele titluri. Da, vorbim pentru început în primele minute ale emisiunii noastre despre ceea ce s-a întâmplat în insula mare a Brăilei, un alt incident în care, iată, o dronă creează și un crater semnificativ pe spațiul NATO, pe spațiul României. Alături de noi se află domnul general Virgil Bălăceanu, fost comandant NATO. Domnule general, cât de mult ar trebui să ne îngrijorăm, iată, prin prezența unei noi drone, a unui nou obiect, înțeleg că și la o distanță nu foarte îndepărtată de localități? Aici este problema. Distanța este relativ mică, datele sunt date preliminare, imaginile care s-au transmis, nu am văzut, dar probabil dumneavoastră ați văzut craterul, am văzut doar resturi de dronă, însă dacă vorbim de mai multe resturi, dacă vorbim și de un crater, atunci presupunem că la impact drona în derivă, presupun că este o dronă în derivă, de fapt, impropriu spus, presupun în mod cert o dronă în derivă și s-a produs explozia, putea să fie impactul, nu numai într-o zonă nelocuită, din fericire așa s-a întâmplat, ci într-o zonă locuită, chiar într-o aglomerație urbană cum este Brăila. De aici trebuie gândite măsurile. Măsurile ar viza pachetul legislativ de amendare a legii 257 privind modul de acțiune asupra aeronavelor pilotate care intră neautorizat în spațiul aerian, pentru că la ora actuală nu avem reglementări cum acționăm asupra dronelor, asupra avioanelor fără pilot. O a doua chestiune este legată, pe de o parte, de îmbunătățirea înzestrării cu capabilități de combatere, fie prin foc, fie prin război electronic, și să nu uităm, în zonele care pot să reprezinte puncte de impact pentru drone, pornind și de la experiențele anterioare, trebuie să intensificăm acțiunile de protecție civilă, nu numai de informare, dar în același timp și de exersarea acestor măsuri, astfel încât, dincolo de un pic de panică, se creează la început orice exercițiu, înlătură premisele ca într-o situație reală pierderile să fie mai grave. Ne gândim la integritatea fizică, la viața cetățenilor, nu neapărat la pagube materiale. Dar, domnule general, există o neliniște generală prin prisma faptului că această dronă a trecut nedetectată. În alte cazuri erau avertizați prin RO Alert cei care locuiau în zonă să se ascundă în pivnițe sau în acele spații amenajate drept bunker. Ca militar, ca fost comandant NATO, cum vi se pare, iată, această lacună care s-a înregistrat în acest incident? Adică n-a fost detectată această dronă? Mi-aș permite o subliniere. Nu există comandanți NATO, ci există comandanți români care au lucrat și în NATO. Da, este o problemă care trebuie analizată, să vedem ce ne va răspunde Ministerul Apărării. De regulă, până acum, au funcționat bine sistemele de cercetare, supraveghere, sistemele radar.
De data aceasta însă nu s-a primit mesajul RO-ALERT, ceea ce pune în imposibilitate o acțiune pe linia protecției civile într-o asemenea situație. Este iarăși un punct critic care trebuie luat în considerare. De aici concluziile legate de înzestrare, deși, repet, până acum, sistemele de radar naționale, dar și cele care sunt dislocate la nivel NATO, prin participare la exerciții sau dislocare temporară pe teritoriul României, au reușit să identifice aceste survoluri. Sigur, neautorizate, dar vorbim, repet, fie nu, într-o perioadă de resturi de dronă, de regulă resturile de dronă se depistează greu, fie iată vorbim de drone în derivă, cel mai probabil fiind un asemenea lucru. Niciun sistem însă tehnic nu este infailibil. Ca atare, trebuie să plecăm de la premisa că nu întotdeauna poate să funcționeze în mod cert RO-ALERT. Deci, de aici, sigur, nu se creează o stare de panică, însă și măsurile de îmbunătățire a capabilităților tehnice pe linia depistării și urmăririi, dar și pe linia combaterii, trebuie să se realizeze într-un timp scurt. Dincolo de procesele de licitație care sunt complexe, probabil inclusiv coordonatele legate de modul în care se desfășoară un asemenea proces și justificarea față de gradul de urgență poate să însemne și încredințare directă. Da, aici aș vrea câteva chestiuni pentru opinia publică, domnule general. În momentul de față, pe dumneavoastră ca militar, ca om care ați lucrat în armată, ce vă sperie mai tare? Faptul că, iată, nu avem această capabilitate de a detecta aceste lucruri sau faptul că nu avem, iată, cadrul legislativ, cum spuneați, de a interveni în cadrul acestor drone pilotate automat? Unde, nu știu, unde e chestiunea în care stăm mai prost și în care ar trebui să intervenim, practic, nu știu, în secunda 2? În secunda 2, care înseamnă timpul proxim și nu-l vom avea, nu? Suntem în campanie preelectorală, pachetul legislativ. Pentru că putea să fie și au fost dese situații în care s-a primit, nu, semnalul RO-ALERT. Dar drona nu putea să fie combătută pentru că nu, Ministerul Apărării nu are dreptul, nu suntem în stare de pace, nu suntem în stare de urgență, de asediu, de mobilizare sau de război, legea nu permite executarea focului. Pentru că executarea focului se realizează potrivit legii, împotriva aeronavelor care intră neautorizate, aeronave pilotate, care au proceduri care țin de însoțirea aeronavei respective, avertizarea aeronavei respective, executarea focului de avertisment. Și după aceea, da, printr-o decizie pe care o ia ministrul apărării, lovirea acestei aeronave care ar intra neautorizat. Însă lucrurile aici sunt cu totul diferite. Vorbim de avioane de avioane fără pilot, da? Avioane care sunt de tipul drone kamikaze, care au și explozibil. Timpii de acțiune sunt foarte, foarte scurți. Ca atare, legislația trebuie să permită un asemenea lucru, iar odată cu legislația, mijloacele care trebuie să fie prezente în zonă pentru combatere, fie că vorbim de mijloace de foc, sisteme de apărare antiaeriană, fie că vorbim de mijloace electronice. Domnule general, o întrebare foarte scurtă cu un răspuns de maxim un minut. Întinde coarda Rusia? Vrea să vadă până unde merge răbdarea aliaților? Nu, nici vorbă. Sunt incidente. Nu ar avea nicio legătură cu escaladarea conflictului din Ucraina. Chiar dacă vorbim de survolul, iată cazul Poloniei, timp de 39 de secunde a unei rachete în spațiul aerian al Poloniei. Sunt incidente pentru că nu suntem foarte aproape de un conflict. Iar porturile dunărene sunt ținte predilecte pentru ruși. Deci nu sunt niciun fel de indici de externalizarea conflictului. Conflictul rămâne în Ucraina, dar trebuie să-l urmărim în evoluția sa. În evoluția sa legată de o reducere drastică a sprijinului occidental, de inițiativa pe toate liniile pe care o au rușii
în acțiunile ofensive, în lovirea sistemului energetic, în lovirea în continuare a porturilor dunărene și așa mai departe. Capabilitățile de apărare al Ucrainei sunt diminuate considerabil. Ca atare, Rusia a simțit o asemenea vulnerabilitate și acționează extrem de concentrat. Ne pregătim, nu? Ne spune Zelenski, inclusiv pentru o contraofensivă ucrainiană, pe anumite direcții contraofensivă, pe alte direcții ofensivă și nu neapărat la sfârșitul verii. Putem asista la așa ceva chiar la începutul verii, dincolo de faptul că acum se acționează ofensiv în Herson, în Zaporoj, în zona Donbasului, în Luhansk, în Harkov, pe mai multe direcții. Rușii au preluat inițiativa și motivul principal îl constituie faptul că sprijinul occidental este în continuare așteptat. Domnule general, sper să acceptați și invitația viitoare să comentăm mai pe larg acest subiect. Vă mulțumesc pentru analiză, pentru explicațiile oferite, vă mulțumesc pentru prezență. Trecem iată de la ceea ce s-a întâmplat în insula Mare a Brăilei. Sigur că da, lucruri care îngrijorează, așa cum spunea și domnule general Bălăceanu, tocmai aici e problema că a fost această dronă foarte aproape de o aglomerare urbană, de o localitate. Dar vreau să trecem la subiectul Schengen, Air Schengen și Schengenul naval, pentru că intrăm în acest spațiu etapizat din 31 martie de la ora 0. Alături de mine se află europarlamentarul Mircea Hava, europarlamentar al Partidului Național Liberal. Domnule Hava, mulțumesc pentru prezență aici la Prima News. Cum vedeți, iată, această intrare de etapă? E o victorie importantă sau e ca în fotbal, nu știu, o victorie de moral? Bună ziua! Direct la răspuns. Este o victorie. Este o victorie și de foarte multe ori trebuie să ai victorii de etapă ca să ajungi la partea finală. Cred că atât se putea face acum, pentru că sunt lucruri pe care nici eu și nici dumneavoastră le știu, poate decidenții cei din Austria sau anumite persoane care deocamdată nu ne spun. Noi putem să comentăm ceea ce vedem și din informațiile pe care le avem. Este o victorie și este foarte bine. Deci s-a deschis o poartă, s-au deschis de fapt două porți din cele trei porți, cu toate că cea mai importantă este a treia poartă terestru pentru noi toți și pentru economie, dar este o victorie și această victorie nu poate să ducă pe urmă la o înfrângere, dacă tot vorbim de victorie. Deci lucrurile vor continua și eu sunt sigur că după alegeri, deci după alegerile din iunie și după alegerile care vor fi și în Austria, deja în landuri sunt alegeri, partea politică, dacă nu va înțelege, poate cei care vin vor înțelege că nu mai are niciun rost și chiar trebuie, este necesar ca Schengenul să se aplice pentru România și pentru Bulgaria. Domnule Hava, cum vedeți faptul că, așa cum spuneați și dumneavoastră, e o victorie, sigur că da, e important terestru. E adevărat, și contestatarii noștri de astăzi au intrat tot etapizat, la fel și Austria. Dar apropo de acest aspect, premierul vorbește și a repetat astăzi declarația acum că vom intra în 2024 terestru. Împărtășiți același optimism, pentru că noi am mai avut un optimism destul de ridicat în decembrie 2022 și am rămas cu buzele umflate, ca să spun așa. Am mai avut un optimism și mai încoace. Acum, eu sunt din fire optimist, dar îmi bazez optimismul pe ceea ce vă spuneam înainte. Cred că vom intra pentru că lucrurile sunt deja așezate un pic altfel. Și toți ne dorim lucrul ăsta și cred că e bine să ne-l dorim, în primul rând, și să facem tot ceea ce se poate pentru acest lucru, ca să putem să intrăm. Lucrurile se desfășoară pe câmpul de bătaie diplomatic și acolo lucrurile ați văzut că au început să se rezolve. Deci cu chestiuni de genul ăsta, că ne scoatem banii de la banca aia și ceea ce am făcut atunci, ceea ce s-a făcut atunci, nu se rezolvă nimic. Lucrurile trebuie făcute diplomatic, să lucrează Ați avut colegi, un prim vicepreședinte care cerea la vremea respectivă boicotarea firmelor austriece. Cum știți că emoțiile sunt mari. Pentru oamenii nu suntem inteligența artificială, dar cred că și aia o să aibă emoții.
au fost emoții și poate au crezut că lucrurile astea dau foarte bine în populație, pentru că așa se întâmplă de foarte multe ori când cineva îți face o nedreptate la început. E o atitudine din asta un pic belicoasă. Eu nu sunt pentru atitudinea belicoasă. Dacă sunt pentru atitudinea belicoasă, făceam cu totul și cu tot altceva. Am avut congresul EPP-ului la București. Ceream atunci acolo în plen ca reprezentantul Austriei să ne lase în pace. Bun, dacă pot folosi termenul ăsta, dacă vroiam să mergem pe o chestiune de asta de război. Dar nu cred că rezolvam mare lucru. Domnul Hava, știți la ce mă gândesc? Cred că acutizam. Știți la ce mă gândesc? De pildă, statul român ar fi trebuit să vă folosească pe dumneavoastră ca unul dintre cei mai buni ambasadori în relația cu Austria, pentru că ați refăcut la Alba Iulia, când erați primar, acele ziduri ale cetății din perioada Imperiului Habsburgic, austriac, adică ați pus în valoare niște reminiscențe istorice. Haideți că alea sunt ale noastre. Le-au construit austriecii, le-au construit în România, sunt ale noastre. N-au plecat cu ele, le-am construit de fapt noi, românii, păi, împreună că alții, cu stăpânirea de atunci. Știți că alții le-au distrus. Era un moment în care puteam discuta un pic altfel. Le puteam arăta că altfel gândim noi. Corect. Față de ei și pentru ei și pentru istoria lor și pentru istoria noastră comună. Pentru că acum, dacă mă duceți în istoria comună, nu știu dacă o desfacem firul în patru, o să vedem că n-a fost chiar atâta de mare fericire pentru români. Dar a fost, au lăsat niște lucruri deosebite. Chiar acum sunt în Timișoara, pentru că am fost la deschiderea terminalului Schengen Air și cred că acolo a fost declarația primului ministru și sunt într-o piață în care toate clădirile din jur sunt din acea zonă și cu cei care le-au construit atunci. Sunt în România, sunt în Timișoara, sunt deosebite, dar am fi putut să le arătăm că suntem un pic altfel și că avem în noi această parte de europenism pe care ei, unii dintre ei, nu l-au. Foarte adevărat, cel puțin nu știu, au demonstrat-o în această perioadă și au demonstrat-o și în ceea ce înseamnă relația pe care o au ei în raport cu un stat agresor, pentru că ei joacă cumva, sau cel puțin au jucat pe o altă voce. Da. Domnule Hava, vă rog. Nu, pentru că nu mai avem foarte multe minute și provit și de prezența dumneavoastră aici. Sunt foarte multe discuții în acest moment la ceea ce se întâmplă în cadrul coaliției la nivel național. Mai cu seamă că ați fost la Timișoara, acolo la Timiș e spunem, o situație explozivă. La Alba am văzut o declarație a coordonatorului PNL pentru alegerile locale la nivel național, Florin Roman, care spune că în ruptul capului nu vrea cu PSD la Alba. Ce aveți cu Victor Negrescu? Păi, personal cu Victor Negrescu, lucrurile astea se vor așeza, se vor calma, vom vorbi și cu domnul Florin Roman. Avem o țintă pentru care am făcut această alianță, să-i spun așa, și normal că trebuie să respectăm ceea ce am spus când am făcut această alianță. Este drept că mai sunt, nu vorbesc de Alba acum, poate mai sunt anumite picuri care trebuie rezolvate. Și fiecare nu trebuie să profite, și când spun fiecare, spun mai mult de PSD la Alba, nu trebuie să profite de această alianță să încerce să fure mingea și să lucreze pe sub asta, folosesc termenește. Deci nu, pentru că nu face altceva decât, cum să răspunde, dezgroapă anumite securi ale războiului și nu face bine. Ei sunt puțini acolo și nu vor avea și n-au niciodată o șansă ca PSD-ul să câștige în Alba. Bun, atâta timp cât vom fi și noi acolo. Când Dumnezeu sau cine ne va chema sus, atunci poate va fi altfel, dar fi sigur că vor lăsa oameni pregătiți. Nu pentru că avem ceva cu PSD-ul. Deci la Alba nu le dați vicepreședinte de CJ sau viceprimar? Dacă vor câștiga și va fi o chestiune, le vom da. Că nu poți să-i dai în momentul în care candidăm pe liste separate și ei au 3 voturi și noi luăm 15 voturi, vă dați seama că nu poți să faci această nedreptate, pentru că până una alta te duci chiar într-o nedreptate colegilor tăi care au muncit pentru asta, pentru că nimeni nu te votează că ești frumos, înalt, cu ochii albași. Te votează pentru ceea ce faci și pentru ceea ce oamenii știu că poți să faci. O ultimă întrebare, într-un minut. Da. Credeți că toate aceste, toate aceste elemente care se întâmplă la nivel local vor afecta în perspectivă alianța, coaliția? Nu, pentru că toți
Eu vă spun sigur, toți avem inteligența și toți suntem oameni care am trecut prin politică, cei care luăm decizii. Acum vor mai fi câte un frecuș colo, câte un frecuș dincolo, este inerent. Chiar o chestiune de genul ăsta așa de pace și de fâlfâire, de porumbei, nici nu e bună. E că fac o paranteză, este ca și chestia Israelul cu Gaza. Am stat 20 de ani și ne-am uitat unii la alții și pe urmă s-au întâmplat lucruri urâte. Deci vor mai fi recursuri, dar avem inteligența să ne ducem ținta la capăt. Și vă mai spun un lucru pe care poate nu l-am spus. Vă rog. Trebuie să avem înțelepciunea să putem să luăm deciziile împreună, deciziile mari, deciziile normale, deciziile de dezvoltare. Pentru asta trebuie să ai majoritatea în politică, pentru că totul se numără pe voturi și pe urmă se numără în funcțiile pe care le câștigi. Dacă n-ai majoritatea, poți să faci orice, pentru că nu vei face nimic decât un perpetu scandal de 4 ani cu tot soi de interviuri și explicații. Pentru asta s-a făcut alianța și trebuie să mergem și să o ținem acolo unde trebuie. Atâta timp cât o să avem mintea să o ducem până la... până la capăt, să zic. Bun, domnule Mircea, vă mulțumesc mult pentru prezență. Eu vă mulțumesc. La revedere, mulțumesc. Numai bine. Mulțumesc tare mult. A fost europarlamentarul PNL Mircea Hava. O foarte scurtă pauză. Continuăm subiectul legat de Schengen. Rămâneți cu noi. Da, suntem aici în Prima News și comentăm această victorie de etapă Air Schengen și... cum să-i spunem, de pildă, Water Schengen, pentru că intrăm și naval în spațiul Schengen. Vă dați seama de acum, românii se vor urca pe Dunăre sau vor merge mult mai des cu mijloacele navale. Mă îndoiesc, dar sigur că da, cel puțin aerian e un lucru important pe care îl resimțim așa la nivel profan, la nivel obișnuit atunci când mergem în afară. Vreau să le mulțumesc invitațiilor din această parte a emisiunii. Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă, vicepreședinte al Partidului. Domnule Falcă, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua. Domnul Marian Arasaliu, deputat PSD. Domnule deputat, vă mulțumesc pentru prezență. Dacă ne auziți. Da, o să refacem legătura și cu domnul deputat Arasaliu. Domnule Falcă, cum să privim această victorie? În primul rând, e o victorie sau e o chestiune în care ne mai, nu știu, atenuăm supărarea? Este o victorie de etapă. Toți cetățenii care o să intre în România din zona Schengen sau vor pleca în zona Schengen o să constate acest lucru. Și mai mult de atât, putem spune că prin modernizarea aeroporturilor noastre, pe bani europeni, se va vedea evoluția României, se va vedea aplicarea politicilor europene pe acest domeniu. Și, evident, cu speranță, vom fi pentru intrarea în Schengenul terestru la sfârșitul anului. Bun, deci sunteți convins, pentru că l-am auzit astăzi din nou pe domnul premier Ciolacu, revenind asupra formulei, că speră că în 2024 vom fi în... De unde acest optimism? Noastră ne-a spus, iată, că va fi pus în acord legislația undeva în septembrie și, practic, după asta nu vor mai avea ce să spună. Acum, de pildă și de configurația politică care va apărea la Viena, în Austria, și de ceea ce se va întâmpla în Europa, de cum va arăta până la urmă și Parlamentul European și, nu știu, viitoarele majorități care se vor constitui. Austria a solicitat Uniunii Europene să refacă legislația pe migrație și pe azil. Pentru că ei spun, au în Austria 80.000 de oameni care în permanență unii pleacă în integrare, alții vin, care înseamnă costuri pentru Austria foarte mari și trebuie să rezolvăm această problemă. Un european a luat în serios solicitarea Austriei, a dat drumul la noua legislație pentru migrație și azil, a venit în Parlamentul European și în septembrie se finalizează această legislație. Deci se îndeplinește solicitarea Austriei față de Uniunea Europeană pe acest domeniu. În luna octombrie vor fi și alegeri în Austria și odată cu formarea noului guvern, cu tot ce înseamnă relația noului guvern cu Uniunea Europeană, se pune și tema Schengen în aprobare, pentru că e un drept al României și a Bulgariei și acest drept nu poate fi mult timp încălcat. De aceea putem spune că
astăzi, prin ceea ce se întâmplă în aeroporturile noastre, dăm un semnal că România este o țară sigură și că respectă tot ce înseamnă acquis Schengen. Eu astăzi am participat la inaugurarea terminalului plecări din aeroportul Timișoara. Dacă vă uitați, la Cluj se lucrează, la Iași astăzi s-a dat drumul din nou la terminal, se lucrează la Craiova, s-a lucrat la Arad, se lucrează la Otopeni. Uniunea Europeană este parte a modernizării sistemului de aeroporturi din România exact pentru faptul că vom fi în acest Schengen aerian. Bună, domnule Arasaliu, cum priviți această doză de optimism pe care o are chiar șeful noastră de partid, domnul Marcel Ciolacu? Premierul a spus și astăzi, de pildă, că în 2024 e posibil să intrăm și terestru. Are argumente? Împărtășiți acest optimism? Sigur că da. Cum să nu-l împărțim? Știm foarte... Vreau să vă spun că am trecut prin aeroportul Henri Coandă zilele acestea, m-am întors de la Geneva, se făceau lucrări în terminalele aeroportului nostru de la... Vom intra în Schengen aerian în prima etapă și Schengen naval. Trebuie să ținem cont de faptul că România a parcurs niște pași extrem de importanți pentru apropierea de lumea civilizată, respectiv intrarea în NATO, aderarea la Uniunea Europeană și admiterea în Schengen, care au fost și sunt cele trei mari obiective de fundamentale ale țării noastre. Iată că suntem la un pas de a închide aceste deziderate ale României. Da, nu vi se pare că, nu știu, ne bucurăm cumva prea mult în condițiile în care noi am, mi-aduc aminte că și dumneavoastră de la PSD și colegii dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, colegii dumneavoastră în general și cei de la Partidul Național Liberal vorbeau despre faptul că am bifat aspectele tehnice, dar uite, sunt niște motivații politice care nu ne lasă să aderăm în acest spațiu și lucrul ăsta durează degeaba timp. Nu vi se pare că e, nu știu, prea multă bucurie, domnule deputat? Sunt chestiuni tehnice pe care le-a solicitat Austria pentru ca România să intre în Schengen și terestru, dar nu le-a solicitat României, ci le-a solicitat, așa cum spunea antevorbitorul meu, o modificare a legilor comunitare. România îndeplinește de mult aceste condiții. Am avut personal intervenții în Parlament, la tribuna Camerei Deputaților, vis-a-vis de acest subiect, iar premierul României, domnul Marcel Ciolacu, este îndreptățit să fie bucuros, pentru că, iată, pe 31 martie România va intra, ca să spun așa, cu cele două componente în spațiul Schengen. Până la sfârșitul acestui an, probabil septembrie-octombrie, dacă nu cel mai târziu noiembrie, vom putea noi, ca și români, să trecem nestingheriți frontierele cu Ungaria și cu celelalte state, Bulgaria respectiv. Acum, eu n-am cum să nu remarc chestiunea asta. O spuneți că premierul are motive să fie bucuros, președintele Senatului nu? Adică e mai mult victoria dumneavoastră decât victoria celor de la PNL? Este o victorie de țară. Este o victorie de țară, așa cum este și cum a fost și aderarea României la Comunitatea Europeană, aderarea României la Alianța Nord-Atlantică. Este o victorie de țară a politicii românești, dar trebuie să remarc faptul că PSD, Partidul Social Democrat, a făcut maxim din ceea ce putea face pentru ca România să intre în spațiul Schengen. Domnule Falcă, înțeleg că va pleca ministrul de interne la începutul lunii aprilie în Austria, unde va face o conferință de presă pe aeroportul de acolo, tocmai pentru a urmări cum decurg lucrurile în noua etapă în care ne aflăm, iată, aerian în spațiul Schengen. Credeți că îl va impresiona cumva pe Carner mai mult decât a făcut-o, nu știu, Lucian Bode când l-a primit aici la București pe același ministru austriac? Da, nu cred că ideea este să impresionați pe ministrul austriac, pentru că ministrul austriac de interne respectă decizia guvernului. Important este doar să transmitem acest mesaj de încredere populației din Austria, că vom respecta regulile și că nu noi suntem
cei care suntem vinovați că în Austria există peste 80.000 de oameni în aziluri. Noi avem o relație corectă cu statul austriac, o relație corectă cu cetățenii din Austria, doar că guvernul austriac s-a opus în României și Bulgarii având un interes. Și așa cum am spus, dacă aceste interese sunt rezolvate de către Uniunea Europeană, nu de către România, intrarea noastră poate să fie și rapidă și eficientă în Uniunea Europeană. Noi putem garanta că granițele noastre vor fi sigure, vom fi oameni care vom respecta tot ce înseamnă acquis-ul pe Schengen și nu pe aici este povestea migrației europene. Da, vreau să știți că și alte țări au această problemă a migrației și aici vorbim de Grecia, de Spania, de Italia și ei așteaptă o legislație europeană mai strictă pe acest domeniu pentru că migrația trebuie să fie controlată. Dar, domnule Falcă, pentru că știți bine această speță, de pildă, au fost niște solicitări pe care le-au făcut austriecii, cred că la finalul anului trecut, în care noi trebuie să facem un set de măsuri, tocmai pentru ca ei să ne ofere iată această intrare în spațiul aerian și naval. Și se vorbește acolo de înăsprirea controlelor la, de pildă, la granița pe care o avem cu Ungaria. Sper că bine mi-aduc eu aminte din toate acele protocoale pe care le-au cerut cei din Austria. Păi până intrăm noi terestru, nu știu, se mai justifică spațiul Schengen? Pentru că oricum au apărut controle și între alte state care compun acest spațiu comunitar. Da, datorită migrației au apărut controle și în interiorul Uniunii Europene, între Austria și Germania. Statele au voie, conform legislației Schengen, să instituie timp de 6 luni de zile controle periodice. Deci nu permanente, ci periodic intră în cele 6 luni de zile într-un astfel de control. De aceea, aproape toată Uniunea Europeană a înțeles că este nevoie de o altă legislație pentru azil, modul în care, să spunem, un cetățean care are drept de muncă în România fuge de la locul de muncă să se angajeze în Germania, el nu mai poate fi angajat în Germania, conform noii legislații, mai mult de atât va fi trimis acasă, posibil să și plătească o despăgubire față de firma de unde a plecat pentru că avea un contract de lucru. Sunt lucruri bune care au fost propuse pentru modificarea legislației migrației și azilului, lucruri care avantajează și pe România. Dar cu referire la întrebarea noastră, vreau să știți că s-a solicitat la o întărire a granițelor între România și Serbia. Este un nou model de pază în zona respectivă. O eficiență foarte mare a apărut în acea zonă și a fost România lăudată de modul în care își păzește granițele pe zona relației cu Serbia. Domnule deputat, dumneavoastră credeți că, nu știu, va mai fi același Schengen pe care îl așteptăm cu toții când apar iată toate aceste controle între țări și cred că erau câteva granițe unde au apărut, amintea și domnul Falcă mai devreme, Austria și da. Germania, dar cred că sunt și altele unde au apărut genul acesta de controle. Adică mai avem pentru ce să intrăm terestru? Sigur că da. Migrația aceasta excesivă a modificat un pic paradigma aceasta Schengen. Totuși, trebuie spus că acordul acesta Schengen în continuare este extrem de important, aduce beneficii economice extrem de importante partenerilor, celor care sunt în interiorul acestui spațiu Schengen. Da? Pe de altă parte, din punct de vedere politic, ce să vă spun, este de notorietate că exponenții popularilor europeni, precum premierul Olandei o lungă perioadă de timp, acum cancelarul Austriei, politic s-au opus aderării României la spațiu Schengen. Socialiștii europeni, în schimb, votează toți pentru ca România să beneficieze de aceleași drepturi ca celelalte țări civilizate, membre ale spațiului Schengen. De asta spun că Partidul Social Democrat și-a rezolvat din punct de vedere politic problema cu grupul parlamentar european și iată că ajungem ușor-ușor
să ne apropiem de statutul deplin al de membru Schengen. Bun, eu sunt foarte curios când va fi acel moment, dacă se justifică optimismul pe care, de pildă, împărtășește premierul. Am câte două întrebări politice pentru fiecare dintre dumneavoastră. Domnule Falcă, cum v-au primit colegii de la Timiș? Pentru că știm că acolo e o stare explozivă. Ce se întâmplă la organizația din Timiș? V-au făcut reproșuri? Nu dumneavoastră, conducerii? Eu nu am fost la ședință, am fost doar la aeroport, pentru că am avut o emisiune la televizor, dar colegii noștri au lucrat în echipă, a fost o întâlnire cu toți primarii, acum organizația municipală se află în desfășurare ședința, oamenii se pregătesc, au înțeles parteneriatul pe care îl avem cu PSD pentru câștigarea primăriei municipiului Timișoara de către domnul Robu, un om extraordinar, un fost rector al Universității din Timișoara, Politehnică, un om care a fost două mandate primarul municipiului Timișoara și, evident, la Consiliul Județean, candidatura merge către PSD. De aceea, cred că lucrurile s-au liniștit și direcția de competiție electorală a plecat la drum. Da, pleacă, știți cumva să plece cineva din Timiș, dintre primarii de la Timiș, care să-l urmeze pe domnul Nica? În acest moment nu există vreo plecare, nici măcar a domnului Nica. Eu cred că toată lumea înțelege că aici este o strategie de a atinge un obiectiv față de municipiul Timișoara. Și știți că eu de obicei nu critic primarii de pe funcție, dar oamenii au văzut diferențele între modul în care a lucrat domnul Robu și modul în care lucrează domnul Fritz. Da, acum sigur, se vor pronunța timișorenii în ideea asta, dar mă gândesc că dacă va câștiga domnul Robu, se mai reface din acea poză Alianței Vestului, domnul Falcă. Da, ar fi lucru foarte bun, pentru că noi am fost oamenii bun, dar care dumneavoastră ați lăsat Aradu și domnul Bolojan Oradea, ca atare, să zic, ar reveni un alt personaj în acea poză. Doar domnul Boc a rămas. Dar înțeleg că pleacă și domnia sa, sau cel puțin se discută, poate aveți noastre informații în sensul ăsta. Nu am informații, dar eu sunt bucuros că Alianța Vestului a fost o alianță vizionară care a deschis drumul de a descentraliza fonduri europene, programul operațional regional astăzi este descentralizat, de a vorbi de marile proiecte pe care poate să le realizeze administrația locală împreună cu administrațiile naționale. Gândiți-vă că nimeni nu credea că poate administrații locale să lucreze la un drum expres Oradea în regim de autostradă. Centura municipiului Arad, care va fi predată Ministerului Transportului, se realizează de către Consiliul Județean Arad. Aceste lucruri în 2018, când am pus noi Alianța Vestului regulile și solicitările, au fost cu multe semne de întrebare văzute. Astăzi sunt realități ale administrației și ne bucurăm că astăzi miniștrii vorbesc de aceste investiții pe care noi le-am prevăzut de mult. Noi în 2018 vorbeam de nevoia de a realiza în Cluj metrou. Astăzi în Cluj se vorbește despre metrou. Bun. Asta arată o viziune a patru oameni care au înțeles modernizarea. Să sperăm că se va și întâmpla, domnule Falcă, pentru că am văzut că ministrul finanțelor pune presiune pe administrația de la Cluj apropo de cum va arăta metrou. Domnule deputat, știu că sunteți din Brașov. De ce George Scripcaru da? De ce Adrian Veștea nu? Coaliția a decis candidat comun la primăria pentru primăria municipiului Brașov, tocmai pentru a-l îndepărta din funcție pe primarul Alen Coliban, primarul USR, da? Un primar care, din punctul nostru de vedere, nu a avut realizări la primăria din Brașov. Avem candidat comun în persoana domnului George Scripcaru, asumat de către cele două Cum va funcționa? Pentru că e cumva atipic, domnule deputat. Adică aveți candidat comun la primărie, dar aveți candidat separat la Consiliul Județean. Așa s-a decis. Suntem cu toții membrii de partid și mergem pe o decizie
pe o decizie din punctul acesta de vedere. Eu personal am fost desemnat candidat cu Partidului Social Democrat pentru lupta din Consiliul Județean. M-am retras la solicitarea președintelui Partidului Social Democrat din Brașov, domnul Marius Dunca, făcând în așa fel încât să maximizăm rezultatul final. Bun. În luna iunie. Rămâne să discutăm și într-o ediție viitoare despre toate aceste subiecte. Domnule deputat, domnule europarlamentar, vă mulțumesc fiecăruia în parte. Punem punct aici. Mulțumesc. Primei ore. Vă las în următoarele două ore în compania profesorului Pavel Suian, care are un interviu legat de ceea ce înseamnă exploatarea aurifără din zona Pusenilor. Are invitați, evident, care cunosc această speță și care pot vorbi în cunoștință despre dosarul la Roșia Montana. Așadar, câteva momente de pauză și revenim aici cu materialul filmat. Avem bucuria să avem lângă noi și să încercăm să realizăm o emisiune pentru telespectatorii noștri cu câțiva dintre oamenii de valoare din Munții Apuseni sau oameni care au lucrat în Munții Apuseni. Și tema discuției noastre doresc să fie valorificarea superioară a bogățiilor naționale ale României în interesul românilor, pentru români și în favoarea românilor. Dați-mi voie să vă prezint pe cei trei invitați a emisiunii noastre. Începem cu domnul ministru Ovidiu Muntean, pentru motivul foarte serios că în timp ce el lucra într-un alt domeniu, s-a gândit să-și ia un doctorat în ceea ce privește valorificarea superioară a minereului de fier, având în vedere minele de la Teliu și combinatul de extragere a minereului de fier din mina de la Teliu. Și teza de doctorat a avut mare succes, s-au făcut și anumite mici uzine de verificare a rezultatelor acestor cercetări, dar din nefericire, în loc să fie pusă în valorificare această nouă concepție de extragere superioară a minereului de fier și de îmbogățirea lui cam de 50 de ori față de ce era înainte, nu s-a mai putut aplica, deoarece minele au fost vândute și apoi închise, cum s-au închis toate minele. Următorul invitat este domnul primar al orașului Zlatna, celebru în zonă, celebru în România și celebru și în anumite cercuri și țări europene și chiar dincolo de Europa. E vorba de domnul Silviu Conoran, care ne va vorbi despre ce a fost, ce este și mai ales ce dorește să fie în orașul celebru și el Zlatna. Și apoi îl avem și pe un foarte important geolog, Țărmure Alexandru, care a lucrat 4 sau 5 ani la Roșia Montană și care ne va spune cum se lucra cu extragerea aurului în zona Roșia Montană, ce se știa despre aur, cum descopereau ei aurul, dacă aveau și alte descoperiri decât alea pe care le foloseau și extrageau aurul, sau dacă noi nu știam aproape nimic despre aur și o trebuie să vină canadieni sau oameni care n-au lucrat în viața lor în exploatarea aurului să ne arate unde am avea noi zăcăminte de aur în Munții Apuseni. Și deci aș vrea să începem cu domnul ministru Ovidiu Muntean să ne spune câteva cuvinte despre teza lui de doctorat și cum și-a imaginat că ar putea face lucruri bune pentru România prin valorificarea superioară a minereului de fier și cum s-a terminat cu o dezamăgire totală, întrucât toate cercetările lui de ani de zile
nu s-au mai aplicat și cu credința lui că s-ar putea să vină momentul să se aplice în zilele noastre sau în lunile următoare. Mulțumesc de prezentare. Într-adevăr, este ceva foarte interesant și că tot s-a vorbit de doctorat. Deci, părerea mea e că doctoratul ăsta, de fapt, îți rearanjează viața. Mergi cu cariera bine, bine, te apuci de un doctorat și atunci, dintr-o dată, începi să-ți reevaluezi tot ce ai făcut până atunci și, dintr-o dată, cred că o iei și în altă parte. Că așa mi s-a întâmplat mie cu teza de doctorat. Deci, cariera mea a fost în telecomunicații, să știe că am fost în județul Hunedoara director, și apoi am ajuns pe toate treptele până la... Până la funcția de ministru. Da, am ajuns director general la Rom Telecom pe țară și apoi funcția de ministru. Cred că cunoști foarte bine ministru, că am colaborat de-a lungul timpului cu asta. Și... Deci doctoratul meu a început în telecomunicații, cum era și normal atunci când cariera era în telecomunicații. Și dintr-o dată... Au venit, Rom Telecom s-a privatizat, au venit grecii, cei noi ne aducem aminte când au venit. Noi ne străduiam ca să evaluăm Rom Telecomul la vreo 4 miliarde de dolari și grecii au venit și au cumpărat cu 345 de milioane. Că așa s-a hotărât atunci la vremea aia, din anumite considerente și n-are rost să ne mai aducem aminte de probleme de dese. Și dintr-o dată grecii, când stăpânii noi care au venit, n-au mai fost de acord cu directorii care eram atunci și ne-a cam dat pe toți afară. Și atunci s-a întâmplat că doctoratul meu, care începuse, să fie reconsiderat și am trecut, zic, să fac ceva... Subiectul, tema. Da, dintr-o dată, deci, dacă erau considerații asupra comportamentului, aparatajului de telecomunicații în câmpuri electrostatice, am zis să fie, dintr-o dată, ceva tot cu câmpuri electrostatice și în laboratorul de la Cluj, unde era domnul profesor Moraru, conducătorul meu de doctorat, și-am găsit atunci să fie ceva pentru județ să facă. Și atunci... Era la modă că doctoratul meu s-a întâmplat să fie în 94-99. Era o discuție foarte aprinsă despre salvarea combinatului siderurgic Hunedoara, care atunci guvernul care era atunci guvernul Năstase se străduia să-l aranjeze, să-l... No, că cum era obișnuit atunci cu privatizările, cu problemele astea. Să-l distrugă, adică da, privatizarea înseamnă distrugerea sau vânzarea pe nimic. Da, pentru că așa era și discuția, că atunci că era, circula o gândire că, de fapt, Tony Blair nu ne susține în intrarea, era ambasadorul nostru pentru intrarea în NATO și... Deci, în Tony Blair, atunci, noi nu puteam intra în NATO... Primul ministru al Marii Britanii. Dacă nu, dacă combinatul siderurgic de la Hunedoara nu se dădea la ArcelorMittal, la indianul care a venit acolo. Așa se vorbea. Da. Și ca atare, atunci... Cei de acolo au zis, domnule, doctoratul să meargă spre îmbunătățirea concentratului de fier prin metoda asta în câmp electric intens. De fapt, este o metodă foarte uscată, o metodă interesantă, uscată, prin doi electrozi la 30 de kilovolți, să zicem că așa făcusem experiențele atunci, se trecea un fascicol de particole din astea, de minereu, și, practic, prin separatorul respectiv, vedeai cum ce metalele se dădeau într-o parte, deci se făcea un evantai. Și celelalte, sterilul, se dădea în partea cealaltă. Și cu niște clapete, după aia, dirijai cât îți trebuia să rămână utilul, să rămână sterilul și mixul ăla care îl mai prelucram. Și, bineînțeles, ideea a fost luată din Canada,
acolo și când am văzut și noi ce era acolo, când am fost acolo, dar am văzut planurile, erau câteva sute de asemenea aparate seriate, așa ca ciorchinile de strugure, cu toate treburile astea. Așa prelucrau milioane de tone pe an. Ei, și acum m-am gândit că aceeași teză, dacă tot a stagnat atunci, acum e timpul să o folosim, pentru că e, practic are un caracter universal, și să-l folosim la haldele de steril și la iazurile de decantare, toate materialele care sunt acolo, care, de fapt, cei în domeniu știu că laboratorul chimic e prima dată de bază, să-l axează pe ce cauți, pe materialul, pe minereul care îl cauți, și după aia încep să prelucrezi și modifici niște parametri și așa să face... Da, trebuie de spus pentru telespectatori că ceea ce se numește steril în momentul de față, el conține încă multe cantități de metale, pentru că s-a extras doar un anumit procent relativ mic din minereul principal. Deci și la ora... Deci, și toate sterilele astea se găsesc cantități imense de materiale. Și la ora asta sunt destui care umple containerele cu sterilurile de aici și le vând în China sau în alte țări unde ăia știu să prelucreze și... Pentru telespectatori, arătăm și faptul că de câteva săptămâni a apărut în două ediții separate atât teza de doctorat, cât și alte studii făcute în legătură cu acest subiect, sau puțin mai larg decât subiectul de care discutam. E vorba de două cărți, le prezentăm pe fiecare pentru telespectatori. Și dau și titlul acestor două cărți: Pagini de ecologie la Universitatea din Petroșani. România, țara celor 1000 de bombe ecologice. Da. Ce ați înțeles prin bombe ecologice? Deci, de fapt, bombele ecologice sunt aceste iazuri de decantare și halde de steril, în care sunt milioane de tone de material acolo, care la o anumită întâmplător poate să o ia la vale, să zicem, cum zice. Și atunci, dintr-o dată, poate să fie nici să depășească și o bombă, orice bombă cât e de puternică, chiar bomba atomică, ferească Sfântul, să fie ce se poate face cu treburile astea. Deci, la ora actuală am făcut o inventariere și avem în România 108 iazuri de decantare și 1101 halde de steril. Așa am găsit în documentația de la Ministerul Economiei, care am scos-o prin 2017 sau așa ceva, când m-am apucat prima dată, că am cochetat cu cartea așa încet, încet. Și până la urmă... Nu se scrie într-o săptămână, într-un an. Până la urmă au ieșit 404 pagini, așa cât are asta. Aici prima carte este alb-negru, scoasă la Universitatea de Petroșani, și le mulțumesc rectorului de acolo care au ajutat, dar nu, mă rog, ei s-a scos după principiul cursurilor studențești, alb-negru. Da. Ei, am ținut să edităm din nou aceeași lucrare. Mă rog. Da, se vede că și cu oferta diferită, cu clădirea universității. Da. Da, inițial am vrut ca să facem o prezentare acolo, chiar la universitate, dar mă bucur că aici la Vața... Probabil că o vom face și acolo, dar... Oricum, mă bucur că Vața discutăm, e... Discutăm în această primă întâlnire a noastră. Da. Să mergem mai departe, să mergem la Zlatna, oraș celebru și din punct de vedere istoric, oraș care exista încă de pe timpul dacilor și a romanilor, și unde avem și un primar istoric. Cred că dumneavoastră sunteți la, după lovitura de stat, sunteți în continuu primar, sau, dacă îmi ține o minte, probabil că o legislatură ați lipsit. 2000-2004 am lipsit.
V-ați luat ajuns din 90. V-ați odihnit un pic. M-am odihnit un pic, da. Am ajuns în 90 primar. Atunci eram și primar și președinte la o cooperativă meșteșugărească și era mai bun salariu de președinte. Dimineața mă duceam acolo și după aceea vreo 7 luni m-am dus primar și am făcut benevol acțiunea asta, de activitatea asta de primar. Și, pe urmă, n-am acceptat anumite chestiuni și, mă rog, în 92 am candidat și de atunci am fost primar până în 2000, în 2000 am pierdut, până în 2004 și am revenit până în prezent. Spuneți-ne despre Zlatna. A fost Zlatna un oraș important? Nu eu sunt celebru, Zlatna este un oraș celebru, pentru că Nicolae Iorga spune despre Zlatna că e mai veche cu 6.000 de ani înainte de Hristos. Iar prima denumire de Ampelum, despre care Vasile Pârvan spune că e nume dacic și nu roman, chiar dacă fonetic sună nume roman, pentru că Zlatna a avut mai multe denumiri în perioada istoriei, și Goldmark și, mă rog, iar ultima a venit Zlatna din limba slavă, de la Zlatni, care înseamnă aur. Iar în perioada Mariei Tereza și ceva, și mai înainte, de fapt, în perioada principelui Bethlen Gabor, Zlatna a fost de fapt centru minier al Transilvaniei. Iar mai târziu, după răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, găsim pe guberniu de la Sibiu, la acel moment dat, Bruckenthal, care are o statuie care, din punctul meu de vedere, trebuie luată din Piața Mare din Sibiu și băgată în curte la el, acolo la muzeu, pentru că el este cel care a cerut aplicarea codului terezian, care era cea mai dură măsură din cod asupra lui Horea și Cloșca. Crișan, mă rog, și al lui Crișan, dar, mă rog, el le o versiune că se spânzurase, dar sunt și alte versiuni că de fapt a fost ucis în celulă. Mă rog, asta este așa, grosso modo, un pic din istoria orașului Zlatna. Primii mineri au fost niște căutători de aur. Abia după 1600, Bethlen Gabor aduce mineri din Slovacia, din Slovacia. Formă apar irlandezi, fel de fel de popoare căutători de aur în zonă și încet, încet începe o epocă în care se prelucrează minereurile și în special aurul argentifere la acea vreme. Mai târziu a apărut complexul plumb-zincu și mai târziu cupru. Sigur că până în 2004 noi am avut una din cele mai performante tehnologii din lume, o tehnologie Outokumpu Finlanda. Noi aveam capacitate de 500 de tone pe zi de acid sulfuric, cu o fabrică de acid cu sobe cu dublu contact, iar catalizatorul era pentaoxidul de vanadiu. Și astăzi importăm acid sulfuric din Bulgaria, e o rușine. Mai mult decât atât, concentratele de cupru de la Abrud, unde avem cam 50.000 de tone pe an, astăzi, cu o posibilitate de creștere a producției în condițiile în care se poate înălța iazurile de cantare, se vând la licitație, le-a luat o firmă elvețiană care de la chinez, se duc la Bor în Serbia, la 3 km de granița cu România, acolo se topesc, se prelucrează. Deci vreau să spun că nici Africa, nici lumea treia deja nu mai vinde concentrate. Le aduce, li se dă o plus valoare cât mai mare și noi vă dau niște exemple. Numai dacă l-am transformat în cupru catodic, aceste concentrate pot ajunge undeva la 300% profit față de 6,5% cu cât se vând astăzi. Dacă le transformăm în produse speciale, cine înțelege ce înseamnă astea, și laminate, ajung undeva la 500% profit, și dacă le facem cabluri, merg undeva spre 800%, poate chiar mai bine. Și mai există încă o variantă, componente electronice care ajung la peste 1000% profit. Deci lucrurile astea se pot realiza. Nu vorbim de ceea ce făceam odată noi, poporul român, până în 2004. Nu vorbe, eu nu spun asta ca niște povești că vor fi, că și asta noi făceam. Da, da. Și de ce s-au oprit aceste activități în 2004? Hai să discutăm cinstit, dacă se poate. Deci părerea mea este că românii
au distrus totul, nu niciun fel de străini, românii au distrus tot ce a însemnat, cu fel de texte că ne-a cerut nu știu cine, că pentru intrare în NATO, că pentru intrare în Uniunea Europeană, că nu. Au venit la cârmă niște derbedei, la cârma țării. Dar cum au venit așa? Vin ei? De unde au venit? Păi până fel de șmecherii, manipulări și așa mai departe. Unii au fost votați de oameni. Acum, părerea mea este că calitatea aleșilor este în funcție de educația alegătorilor. Dar în momentele respective, oamenii au fost păcăliți, au crezut în niște oameni de-a binelea, au crezut și în Petre Roman, care zic că toată industria românească e un malder de fier vechi, pe urmă a venit Năstase, parcă acum îl văd cu paharul de șampanie în mână când au dat petrolul pe nimic, și așa mai departe. Întrebăm pe Berceanu cum și-o permis să dea licența de exploatare de la Minvest-Deva gratuit în mâna unui canadian. Astea sunt lucruri exagerat de grave. Se numesc infracțiuni astea. Păi asta este... După ele, pedeapsa cu închisoarea, cel puțin. Păi, deci, dar iară trebuie să le dăm tăi noi de mâncare. Dacă, mi s-ar părea că ar trebui cel mai grav. Eu aș propune reintroducerea pedepsei capitale pentru o perioadă de timp. După ce s-ar face un pic de asanare în România, am putea reveni la anularea. Păi trebuie copia Singapore, că dumneavoastră știți mai bine ca noi cum s-a putut face acolo ordine. Și trebuie făcut ordine. Țara asta se poate trăi extraordinar din punctul meu de vedere, cu resursele pe care le avem, dacă știm să le punem în valoare. Dar chiar am și o bucurie că săptămâna trecută ministrul finanțelor și cu ministrul economiei mi-au trimis, adică după multe discuții pe care le-am avut, că eu m-am dus și la prim-ministri de multe ori să le explic aceste lucruri, că trebuie neapărat să repornim o metalurgie a cuprului, că e o nebunie, și le-am explicat și ce trebuie făcut din punctul meu de vedere, pentru că la un moment dat am fost și membru Comitetului Regiunilor Europei și m-am gândit ce putem face concret și am zis, domnule, dacă declarăm cuprul metal strategic, nu este nicio problemă, Uniunea Europeană nu ne poate opri ca noi să fim titulari acestor fabrici pe care le facem, pentru că numai dacă mă duc înapoi la 1924, la Vintilă Brăteanu, care în 24 a făcut legea apelor, legea energiei și legea minelor, a venit clar atunci, 60% trebuie să rămână acționar statul român, 60% trebuie să fie director român, 60% trebuie să fie în Consiliul de Administrație român, dar noi nu suntem tâmpiții lumii, noi suntem oameni care am produs, am lucrat, noi am avut cea mai bună apă grea din lume, am avut cele mai bune diamante sintetice din lume, deci am performat în multe domenii până în 89 și astea am venit și le-am distrus în loc să le fi retehnologizat sau reîmbunătățit sau să ne ținem oameni acasă, să nați mai mulți copii în afara României astăzi decât copii români decât în România. Avem 4-5 milioane de oameni plecați că nu mai avut ce face aici. Deci asta nu a însemnat, nu știu dacă asta din punctul meu de vedere este cel mai bun lucru sau grozăvia capitalismului, că mi s-a părut că a fost un jaf asupra României și în primul rând asupra rezervelor. Noi dacă nu ne reindustrializăm imediat și nu venim cu un impozit pe cifra de afaceri, noi nu vom ieși din acest necaz, luăm în continuare împrumuturi. La astea cineva va trebui să le plătească. Trebuie să ieșim din zona asta. Am o tehnologie... Nepoții, nepoților... Acum avem o tehnologie de prelucrare a minereurilor aur argentifere cu fără cianură. Brevetată de un fost director de la Zlatna, Mălușel Viorel. Brevetată în România, Canada, Statele Unite ale Americii. Atunci ce, și mai există încă ce, una. Ce ne mai lipsește? Păi, voința și bunul simț și căutarea oamenilor care știu ce trebuie făcut. Să mă iertați, pe noi, pe ingineri, noi am fost dați la o parte 34 de ani. De noi nu a mai fost nevoie. Dar dacă noi nu creăm, nu producem, ce pot aduna economiștii? S-a vehiculat ideea că statul nu este un bun administrator. Asta e o prostie. Dar multe țări din lumea asta continuă, statele din aceste țări continuă să înființeze societăți comerciale și aceste societăți comerciale, unele dintre ele, sunt mai bine administrate de stat decât alea particulare. Excelență, trebuie făcute legile. Dacă directorii sunt cinstiți sau nu, da, nu constează a cui proprietate. Uitați-vă numai la Golda Meir când a zis că dacă iubiți Israelul și nu vreți să-l părăsiți, trebuie să plătiți bine trei profesii.
dascălii, doctorii și militarii. Bine, ei fiind țară belingerantă. Și au făcut o pauză și au continuat și au zis, iar cei care vor fi depistați că devalizează bugetul statului Israel, 7 generații să suporte consecințele. Păi propuneți o lege în sensul ăsta. Eu am făcut odată o propunere când era Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților. Și a zis, bă, dar cine crezi că o să o voteze? Păi nu știu, trebuie să găsim oameni care știu ce votează, nu să ducem în Parlament numai oameni să fie acolo la număr. Am propus acum o săptămână, a doua oară, necesitatea introducerii votului obligatoriu. Democrația s-ar exercita cel mai bine prin prezența întregului popor la alegeri. Sigur că da. Astăzi, de fapt, suntem conduși de o minoritate, decide o minoritate de 30-40%. Iar această minoritate e formată din funcționarii publici, din asistații sociali și din minoritatea romă, care și ei sunt în mare parte asistați sociali. Deci aceste trei minorități decid cine sunt reprezentanții poporului român. Dacă s-ar adopta legea participării obligatorii la vot, atunci ar participa întregul popor și am avea o șansă să schimbăm reprezentanții noștri cu oameni mai de valoare, mai cinstiți și mai competenți. Măcar de frică ar trebui atunci când se meargă la vot, că altfel, dacă e obligatoriu, probabil că sunt date și pedepsele, dacă nu merge. Păi și o pedepsă, bineînțeles. Să vedem, să ne apropiem de aur, de acest metal care acum a revenit în discuții, deși poate că n-ar fi trebuit să revină în forma care a revenit. Noi ne cunoaștem de ceva vreme, eu îl cunosc chiar pe tata domnului Țărmure. Am discutat cu câteva luni, anul trecut, dacă nu acum 2 ani, și țin minte că mi-a spus, mai în glumă, mai în serios, cum au forat ăștia canadienii în seifurile, în ușile care adăposteau documentele secrete și au descoperit acolo noi zăcăminte de aur și de alte metale. Cred că acum a sosit momentul să ne povestești. Ai terminat facultatea ca și geolog, ai repartizat acolo și spune cum au fost unele pentru telespectatorii care ne urmăresc, care au fost, ce ai văzut, cum lucrați, ce făceați, fără niciun fel de sofisticărie. Exact cum a fost viața ta în acei ani lucrați la Roșia Montană. Eu am ajuns la Roșia Montană în 1986 și o să vorbesc puțin despre perioada în care am lucrat eu acolo ca inginer geolog, după absolvirea Universității Babeș-Bolyai din Cluj, facultatea de geologie, sunt inginer geolog de profesie. Prin repartiție, cum se întâmpla atunci, am ajuns, primul meu loc de muncă a fost la Roșia Montană ca și geolog, geolog chiar șef de compartiment, pentru că chiar era o lipsă de geologi atunci, așa am intrat direct în problema exploatării aurului din Roșia Montană. Ce să vă zic? Acum, despre Roșia Montană, toată lumea vorbește și toată lumea este doctor în Roșia Montană și în aur și în zăcăminte și acum vă mulțumesc că m-ați invitat și am ocazia să vorbesc și eu public despre, să zicem așa, o scurtă perioadă în care am trăit și am muncit în Alburnus Maior, Roșia Montană, în perioada 1986-1990, deci vreo 4 ani și jumătate am lucrat acolo. Deci când am ajuns la Roșia Montană, exploatarea aurul-argentifere de la Roșia Montană exista. Nu am inventat-o nici eu și nici cei care au venit după mine. Deci exploatarea se făcea din timpul romanilor și chiar mai înainte sunt dovezi istorice că s-ar fi exploatat din pe vremea gatârșilor. Dar exploatarea modernă a aurului de la Roșia Montană cu mineritul, să zicem, modern, cu utilaje, a început și la scară mai largă, în 1970 și ceva, cam așa la începutul anilor 70, prin exploatarea de la suprafață în cariera Cetate, deci unul din masivele
care dețin zăcămintele aur argint fere din Roșia Montana. Era foarte simplu și frumos. Roșia Montană, ca și localitate, este așezată foarte frumos pe Valea Foieșului sau Valea Roșie. De-a lungul acestei văi, pe vremuri, erau foarte multe șteampuri, peste 100 de șteampuri, care exploatau aurul la, prin metodele acelea rudimentare. Ce înseamnă? Până, până la apariția, eu știu, a buzinelor de preparare. Șteampurile sunt niște utilaje primitive care funcționează prin forța hidraulică, deci ca și la moară, printr-o dată cade moară, așa, roata acționată de forța apei, și care acționau niște grinduțe de lemn dispuse în plan vertical, care aveau la capătul fiecarei aceste grinduțe numite săgeată, o rocă foarte dură. De obicei se folosea bazaltul de deturnată, care este cea mai dură dintre rocile găsite în acest perimetru, și care sfârma pur și simplu minereu adus de oameni pe vremuri cu spatele, cu coșurile, cu ce se putea atunci. Aia era prima fază de tehnologică, ca să zic așa, de sfărâmare, de aducere a minereului la stadiul de nisip aurifer, și pe urmă existau alte faze de separare prin... era o pânură care se punea pe o masă vibrantă și se mai separa aurul, fiind greu gravitațional să îmbiba în pânura respectivă, iar nisipul era tot spălat de apă, ajungea până în final la un concentrat aurifer care cu mercur și cu desfăcea un amalgam, se ardea și în final ajungea omul, după foarte multă muncă asiduă, să obțină acea bucățică de aur. Asta era pepita de aur, da. Bine, eu am prins această fază numai la muzeul din Roșia Montană, muzeul mineritului, care a fost organizat cu ceva, nu cu mulți ani înainte de a ajunge acolo, de către domnul inginer geolog Sunt Îmbreanu Aurel, care a fost predecesorul meu. Dar l-am prins, am fost contemporan un an, dânsul avea și funcția de conducere și după mine era, să zicem așa, intelectualul minei Roșia Montană, și care, sigur că deținea cele mai multe cunoștințe, atât geologice și, mă rog, de minerit, dar prin valențe lui culturale a reușit și să facă o artă din mineritul care a fost de-a lungul timpului, organizând acest muzeu atât în aer liber, cât și amenajarea galeriilor romane pentru vizite, efectiv să vadă oamenii care nu mai văzuse mine până atunci de unde începea mineritul la Roșia Montană. Deci din timpul romanilor, care se vede efectiv până în zilele noastre. Da, revenind în actualitate, sau mă rog, în perioada în care am lucrat eu, se exploata aur și argint. Deci scopul final al acestor lucrări miniere era să obținem aur și argint. Zăcământul de la Roșia Montană este declarat unul dintre cele mai mari și importante zăcăminte de aur și argint din România. Ca atare, după exploatarea de-a lungul anilor, prin tot felul de metode, inclusiv filoniene, deci exploatare preferențială, s-a ajuns ca zăcământul să fie sărăcit și rezervele care existau la acea vreme, fiind calculate de înaintașii noștri cu câteva zeci de ani înainte, ajunseseră să fie apreciate, nu mai știu exact câte milioane de tone, dar cea mai mare parte a zăcământului care există și azi a fost descoperit, cercetat și analizat pe probe geologice, pe conținuturi, de către colegii mei dinainte și după mine. După mine nu prea
că după câțiva ani au intervenit aceste probleme cu firma canadiană care a denaturat totul, nu mai știu ce s-a întâmplat, decât de la televizor, unde toată lumea vorbește de Roșia Montana și, mă rog, spun și lucruri adevărate, dar cele mai multe total neadevărate. Despre istoria zăcământului Roșia Montana și a mineritului din Roșia Montana. Da, pe vremea când am lucrat eu, era o mină prosperă, că mină se numește, indiferent că lucrez în subteran sau la suprafață, eu am prins exploatarea efectivă a minereului în carieră, la suprafață, dar eu mă ocupam și de partea de lucrări de geologice în extindere, de explorare, pentru aducare în fiecare, la fiecare sfârșit de an, calculam noi rezerve care se obțineau pe baza lucrărilor geologice făcute în perioada în care am lucrat pe acolo. Da, voi știați să descoperiți noi locuri unde se găsește minereul? Păi nu e o chestiune din asta ocultă, lucrările geologice. Dar de ce se zice că până ce au venit canadienii, noi n-am știut unde să mai găsesc rezerve de aur? Noi știam, cum să nu. Deci noi erau și calculate pe conținut, la aur se socotește în grame pe tonă. Deci pe vremea aceea era undeva între 1,5 până la 2 grame pe tonă de minereu, din zăcământ, conținutul de aur. Ori acesta se exploata cu utilaje la vremea aceea moderne, prin săpare de galerii de minare unde se pușca o cantitate de exploziv și disloca roca ca să se poată fi încărcată, dusă la un rostogol. Dar înainte de rostogol era un puț așa vertical care conducea minereul zdrobit așa la bucăți mai acceptabile ca să poată să ajungă la vagoneții care așteptau la un orizont principal la vreo 200 de metri diferență de nivel. Minereul fiind preluat de vagoneți erau conduși către uzina de preparare la vreo 7 km din Roșia Montană la Gura Roșie. Dar până la uzina de preparare mai suferea încă așa numitele procesul de concasare. Deci de la bolovane cea mare se ajungea la un material mai zdrobit, deci minereul mai afânat și înainte de a intra în uzina de preparare pentru separarea aurului din minereu, mai exista un utilaj tehnologic numit moară cu bile, da, și care aducea minereul la un stadiu de nisip aurifer foarte, foarte fin și era pretabil pentru procesul final, să zicem așa, de a preparării acestui minereu ca să ajungă la concentrat aurifer și care se obținea chimic prin metoda flotației și nu cianurației, care și aceea exista la vremea aceea, dar nu la Roșia Montană. Eu am prins numai și nici nu era altă tehnologie decât această metodă a flotației care folosea niște reactivi chimici, dumneavoastră știți mai bine că sunteți metalurg, xanta de potasiu, mi-aduc eu aminte că se numește, dar se folosește și la cupru, nu numai la sulfurii în general sunt pretabile. Nisipul aurifer concentrat de la un gram jumate pe tonă se ducea până la o concentrație de aproximat între 25 și 30, depinde că nu totul era uniform, de-aia v-am zis, până la 30 de grame pe tonă. Se încărca în vagoneți, bineînțeles că alte mijloace de transport nu erau așa specializate, se ducea cu mocănița, cu trenul până la Turda, de la Turda în vagoane, se prelua în vagoane mai mari și ajungea la uzina metalurgică din Baia Mare, care scotea aurul lingou. Dar de ce nu se făcea aici? De ce nu se ducea procedeul acesta până la capăt să se scoată aici? De ce se ducea în Baia Mare? În Roșia, este un procedeu mai complex și acolo era uzina metalurgică pe vremea aia. Acum nu vă pot spune de ce, dar acolo se obținea produsul finit aur lingou, care era preluat de către autorități cine se ocupa și era trimis la trezoreria băncii naționale. Deci acolo se termina ciclul exploatării aurului
și care funcționa. Deci pe vremea când am lucrat eu acolo, în Mina Roșia Montană erau aproximativ 2000 de oameni. Deci de la diverse domenii, de la personalul TESA până la vagonetari sau probagii, care aveam noi geologii care prelevau probe din galeriile care le făceam pentru cercetare. Și de ce a fost cedată exploatarea unei firme străine care nu se ocupa de aur? Deci, dacă noi am lucrat, am exploatat, am dus până la capăt procesul de extragere aurului, chiar dacă s-a făcut în Baia Mare. Acum motivul, eu știu că în zona Băii Mari erau multe mine și acolo aur. Deci nu... Și a fost un capnicu și chiar în aproape de Baia Mare păi, nu... de la Suiov și la alte mine. Exact. Da. Exact. Deci, în afară de Roșia Montană, Munții Apuseni mai dețin încă câteva mine importante de aur, unde se exploata așa și pe vremea mea, atunci când am lucrat la Roșia Montană, la Baia de Arieș. La Baia de Arieș se exploata în subteran, la Săcărâm, la Almașu Mare, nu? De la dumneavoastră în sus, acolo, da? Și la Brad, Crescior, Gura Barza, da. Da. Deci, Rovina avem acolo. Deci, totuși, cele mai mari și puternic. Haide să încercăm să lămurim de ce s-a oprit exploatarea aurului de către români, de ce o trebuie să-l cedăm pe nimic străin. Stați să vă răspund la întrebare până la capăt. De ce se ducea la Baia Mare? Acolo a fost așa era organizată partea asta, sectorul ăsta economic, industrial, minier, aurifer, ca toate concentratele aurifere de la toate minele de aur din România să fie prelucrate la Baia Mare, că aia era specializată, așa cum era la Zladna pentru cupru. Acea uzină foarte modernă și foarte bună și potrivită ca situare aici, lângă cel mai mare zăcământ din țară, la Roșia Poen, care și acum funcționează, înțeleg. Dar, cum a zis domnul Fonoran, noi am revenit de la... Eu speram când am lucrat că revin la uzina de preparare, unde randamentul de exploatare era aproximativ 50% la aur și vreo 60% la argint. Din câte mi-aduc aminte, sau invers, da, în fine. Aur se exploata, se obținea mai puțin și argint mai mult în concentratul acesta aur-argentifer. Și tot speram de ce, și auzeam că atunci noi auzeam numai ce se întâmplă în lumea modernă și civilizată, că japonezii sau alți producători de aur suedezi sau au un randament de 90 și ceva la sută. Și mă gândeam, uite ce bine că a venit schimbarea de sistem în România și o să accedem și noi la utilaje tehnologice care ne va crește performanța, fiind profitul pentru toată munca aceea. Dar, din păcate, nu s-a întâmplat așa. Eu am plecat de la Roșia Montană la sfârșitul anului 1990, deci am prins primul an de democrație. Dar am ținut legătura cu foștii mei colegi, aveam chiar prieteni buni acolo, în special în compartimentul Geotopo, dar și în celelalte sectoare. Când mă mai duceam în vizite, mi-aduc aminte de un coleg bun, Ieter Mihai, topograf, care m-a întâmpinat când m-a văzut cu bucurie, cu propunerea de așa zgomotos, în glumă, că facem o delegație să mergem la Haga, să dăm judecată firma Gold Corporation, sau cum se numea atunci, pentru furt de inteligență. Glumeam. Mergeam noi la Haga. Cine ne băga pe noi în seama acolo? În fine. La ce se referea? Vă spun. Deci eu cât am lucrat ca geolog și geolog șef în final acolo, nu conta funcția, acele lucrări de extindere, de cercetare în extindere a zăcământului aur-argentifer, se concretiza toată munca asta noastră într-o sinteză numit calculul rezervelor. Erau niște volume care se făceau din 4-4 ani, toată munca noastră din 4 ani se concretiza în acele volume cu calculul rezervelor, deci toate analizele de la fiecare probă care se lua din mină sau din foraje, se carta
și se făcea, da, dacă am reușit să mai extindem, eu știu, nu știu cât, un perimetru așa, se transpunea în mii de tone de minereu. Minereu și care era pregătit pentru exploatare. Mă rog, când se ajungea acolo. Ei, aceste calcule a rezervelor le făceam de 4 în 4 ani, se avizau de centrala minieră Deva, așa se numea, Minvest după aceea, și de către Ministerul Minelor la București. Da. Deci de astea mă ocupam eu ca geolog și compartimentul tehnic. Deci inginerii care se ocupau de compartimentul tehnic, noi cu rezerve, topografii, cu cartarea. Așa, și aceste documente care erau cu caracter secret, rezervele, erau ținute într-o cameră, într-o încăpere care se numea Camera Rezervelor. Deci frumos, îndosariate, legate ca și niște cărți de mare valoare. Și acum mi-aduc aminte, era așa format, poate mai mare puțin decât cartea domnului Muntean, și îmbrăcat în piele roșie. Deci era un conținut valoros acolo și avea caracter secret, secret de stat, din câte mi-aduc aminte. Eu știu că eu aveam sigiliu, puteam să intru în Camera Rezervelor, directorul probabil și inginerul șef, câțiva oameni, nu mulți, de la tehnic, foarte puțini. Deci nu era așa că deschis camera aceea și haidea să ne documentăm, să prea nici nu erau interesați mulți. Dar așa s-a întâmplat. Deci caracterul ăsta de secret de stat și din câte știu eu pe vremea aceea, secretul de stat era foarte bine păzit, că era fundamentat sau nu, dar era. Și pedepsit dacă era devoalat sau dacă era trădat, cum se zicea. Și mi-aduc aminte că imediat după 90 a fost un ministru secretar de stat din Ministerul Minelor de la UDMR. Dar nu mai știu, m-am gândit mult să mi-aduc aminte cum îl cheamă, care a fost condamnat pentru trădare de țară. Dar așa s-a numit acuzația dânsului. Nu mai știu de ce și ce a făcut. Dar aia s-a încheiat perioada aceea. A fost imediat prin 90 și primii ani din 90. Dar după aia, când am revenit eu într-o vizită la Roșia Montană, la prietenii și foștii mei colegi, când m-a întâmpinat acel coleg cu delegația pentru Haga, mi-a arătat un ziar, Adevărul, cred că era, sau ceva de pe vremea aceea, un din ăsta de mare tiraj național, unde scria Marea Descoperire de la Roșia Montană. Deci nu uit veci titlul acesta. Și la ce se referea? Scrie acolo firma canadeană care nu știu cum se numea atunci, Eurogold sau cum se numea, a făcut cea mai mare descoperire în domeniul minier, a descoperit zăcământul de la Roșia Montană. Care, bineînțeles, da. Și cunoscător mi-a venit să râd în primul rând, dar în același timp a fost și indignat și frustrat că nu pot să te-a pus să le explici la o țară întreagă sau și la mai mult decât cetățenii români că nu e adevărat că acest zăcământ a existat și nu l-a descoperit Eurogoldul de atunci. Eu aș vrea să răspund o chestiune. Deci, România era foarte bine organizată, era o țară organizată, aveam institute de cercetări, aici aveam IPEG-urile. Institutele de prospecțiuni geologice, exact. Care asta făceau înainte ca să știe formă minerii ce să lucreze mai departe. La Roșia, toate exploatările minere aveau și serviciu geologic al lor. Da. Deci, în afară de IPEG-uri care cercetau toată zona. IPEG-urile cercetau iar aceste rezerve erau la Agenția Națională de Resurse Minerale. Era Ministerul Minelor. Era Ministerul Minelor care era forul sub... Nu, așa se numea. Agenția pentru Resurse Minerale s-a numit... A apărut mai târziu. După. Da. Bun, IPEG-ul exista
și cercetarea geologică, de fapt prospecțiunea, așa se numește, întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice, IPEG-ul. Deci prima de prospecțiune. Prospecțiunea înseamnă o cercetare de ansamblu pe areale întinse și sigur. Bineînțeles că se duceau geologii la chestii țintite, nu căutai acum fiecare centimetru pătrat. Deci studiate de înaintașii noștri și așa. Pe urmă, după ce se identifica resursa, se trecea în faza de explorare, unde se analiza mai în detaliu toate conținuturi și extinderea zăcământului și așa. Și faza următoare e, bineînțeles. E rentabil să exploatezi, nu e rentabil. Când așteptăm o tehnologie mai de viitor... Păi și în funcție de conținutul descoperit și așa de ținut în zăcământ, se făcea proiectul pentru exploatare. Pentru exploatare minieră. Și atunci se ținea, cum zice domnul primar, dacă zăcământul e bogat, se folosea o tehnologie, dacă este mai sărac, o altă tehnologie, și la Roșia Montană, cum am spus, era această metodă de exploatare în carieră și extragerea aurului la uzina de preparare prin metoda flotației. Așa, dar cu caracterul ăsta secret revin. Așa era, secret, deci nu se putea, nu avea oricine acces și mai ales o firmă din... Și da, ei au apărut Eurogoldul că, așa ca niște, nu știu, de nicăieri, nu știu dacă au fost invitați de Ministerul Minelor, de IPEG, n-au mai, au externalizat, că eu mă întreb acum, retroactiv, au externalizat IPEG-ul lucrările și le-a dat la Eurogold? Nu, au spus câțiva oameni de pe acolo. Și s-au trezit ei, dar găureau pe acolo, deci probabil că erau niște căutători. Mai iertați că face semn că trebuie să facem o pauză pentru... reclame, pentru ca și postul acesta să aibă din ce trăi, ca să nu dea faliment. Dorim succes. Și o să revenim. Mulțumesc. Continuăm discuția noastră. Ne oprisem la distinția pe care ai început să o faci între explorări și valorificarea zăcămintelor deja descoperite și planificate a fi folosite. Da, vorbeam așa la general, că înainte de a se ajunge în stadiul de exploatare, se parcurg niște etape numite lucrări geologice făcute de instituții sau, mă rog, întreprinderi specializate, care la noi atunci se numea IPEG, e o abreviere de la întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice, care era în fiecare județ și aici în zona Apusenilor, era la Deva, mă rog, pentru Hunedoara și Alba, Roșia Montană, județul Alba, și în Abrud era o secție a IPEG-ului. Și la Zladna. Și la Zladna, da, da. Și la Baia de Arieș, probabil și la Brad. Deci erau, da, unde erau și... Deci aceste lucrări prealabile făcute de către această întreprindere specializată, IPEG-ul, erau asigurate făcute cu mulți ani înainte. Când am ajuns, ajungeam la exploatare, s-a ajuns la exploatare, deci după faza de explorare, se știa ce fel de tip de exploatare se abordează. La Roșia Montană, revenind aici, s-a ajuns după exploatarea preferențială, dacă am mai zis, repet acum, la concluzia că se va exploata la zi, în carieră, luând de la suprafață tot ce a mai rămas din zăcământul acela din masivul cetate, prin metoda asta în trepte, așa, și cum am mai povestit, se ajunge la uzina de preparare la stadiul de nisip. Dar vreau să spun despre un proiect. Înainte, după niciun an după ce m-am angajat la Roșia Montană, directorul de atunci, domnul Florea Ioan, m-a luat cu dânsul, am fost invitați la Ministerul Minelor, nu numai noi doi, ci toți directorii de exploatări aurifere și geologii din întreprinderile respective. Am fost convocați, nu cred că invitat era termenul cel mai potrivit, convocați la Ministerul Minelor. Era un domn ministru, nu-l veci, pentru că era prima mea confruntare așa profesională la un nivel
mai mare așa, domnul Ștefanache, tovarășul Ștefanache, care a zis așa, tovarăș, ce vă voi spune, nu se discute, nu se comentează, este ordin de la conducerea superioară de partid și de stat. Da. Despre ce era vorba, în două, trei cuvinte. În 1987 a fost această discuție. Se pare că în anul acela fostul conducător Ceaușescu a lichidat datoriile externe și s-a folosit și de rezerva de aur, că până la urmă asta e valoarea aurului, că ajunge cea mai scumpă valută în final. Și s-a diminuat rezerva, care trebuia pusă într-o perioadă de timp, dar nu prea îndepărtată sau nu prea lungă, înapoi, în trezorerie. Și pentru asta trebuia toate exploatările de aur și argint să-și mărească capacitatea de producție. Atunci era o propunere de 4 ori fiecare, care nu era puțin să, și să dubleze. Era, dacă eu v-am zis mai înainte că Roșia Montană avea vreo 2000 de angajați, deci să mărească de 4 ori implica evident și angajări mai multe, care nu cred că era o problemă atunci, dimpotrivă, era forță de muncă. Da. Bun. Deci, pe scurt, asta a fost. Fiecare plecați la locurile voastre și vă apucați de treabă. Pentru a se trece la fapte, trebuia făcut un proiect. Fiecare mină trebuia să-și facă proiectul minier de exploatare la capacitatea scontată și propusă. De asta se ocupa o altă instituție, că vorba domnului primar, domnul Ponoran, statul român era organizat. Avea un centru, de un institut național de cercetări și proiectări miniere. Deci acel institut de cercetări și proiectări miniere s-a ocupat de execuția proiectului, bineînțeles, pe faze, de mărirea capacității. Deci în perioada când am lucrat eu din 86, mă rog, 87 de când am primit această sarcină, mina, nu eu personal, până 90, de asta ne-am ocupat cu predilecție. S-a ajuns până la nivelul, deci tot s-a făcut până la nivelul de faza de execuție. În 90 trebuia să ne apucăm de construcția unei noi capacități, de, că de fapt în carieră nu era o problemă, se aduceau utilaje mai mari, mai performante, numai uzina de preparare se și muta în Roșia Montană, nu de, de la Gura Roșie, și probabil că era, se făcea și o uzină mai modernă, că aceea avea deja 40 de ani atunci de vechime. Da, acest proiect nu s-a mai realizat. Eu în anul acela am plecat de la Roșia Montană, dar noul director, că atunci toți directorii s-au schimbat în ianuarie 90, care a fost inginer miner în carieră, era șef de secție acolo, a devenit director. Și acum mi-aduc aminte o remarcă de-a lui, că era chemat, încă nu se propuse să încetarea proiectului. Și venea de la București și eu eram încă unul din cei luați. Bă, voi geologică, voi ați dat rezerve, voi ați propus, acum avem de lucru. Da. Da. Din păcate, n-a mai durat mult acest lucru, că nu știu cât am mers eu, 10 ani, cred că mină, după 2000 s-a închis Roșia Montană, așa, 2006 parcă. Dar s-au redus, de la 2000 de oameni s-a ajuns la vreo câteva sute când s-a închis mină. Întrebarea mea este, tot auzim tot felul de discuții cu anumite perioade de tăcere despre Roșia Montană. Dar niciodată nu s-a discutat problema fundamentală. De ce noi n-am continuat să exploatăm noi aceste bogății naturale și o trebuie să le cedem la alții? Asta este întrebarea. Asta pe care... Excelență, aveam un indicator, cheltuiala la mine de lei producție marfă. Mi-aduc aminte că discutam cu directorul Aron de la Zlatna, care încă trăiește, săracul, dar e bolnav cu Alzheimer. Și noi aveam atunci 3.000 de lei cheltuiala la 1.000 de lei producție marfă. Erau alte mine, chiar la mina Deva sau alții, care aveau 10.000 de lei cheltuiala la 1.000 de lei producție marfă.
Eram destul de rudimentari ca tehnologii în domeniul mineritului. Am rămas foarte rudimentari. În metalurgie am venit și am adus tehnologii noi. Urma ceea ce spunea domnul inginer Alineauri, urmau retehnologizările în minerit. Așa a fost planul gândit. Deci noi eram rămași tare în urmă în ceea ce privește mineritul față de ceea ce este astăzi, de exemplu, că de asta am rugat pe unii miniștri care am mai cunoscut și mi-am zis, domnule, hai să vă duc până în Finlanda, la ea, să vedeți ce înseamnă minerit astăzi, că nu mi-a venit nimeni cu ciocanul și cu ștecaiul să te bagi în mine, să e cu totul și cu totul altceva, sunt centrifugări, de ceea ce se scoate se centrifugează odată afară, la topit nu se bagă sau în flotație nu se bagă decât ceea ce conține metalele respective. Deci o preconcentrare. Da, așa. Sigur, un fel de preconcentrare, să lucrează altfel. Dar nu înseamnă că noi n-am putea să facem asta. Deci, excelență, noi în momentul în care deții o asemenea licență, să te duci oriunde, la orice bancă din lumea asta, să arăți că tu ai 400 de tone de aur și 1600 de tone de argint și plus alte metale rare, dar cine nu-ți dă un credit de câteva milioane de euro ca să vii cu cea mai înaltă tehnologie din lume și să-i dai drumul, care în maxim 5 ani de zile ai amortizat-o. Așa se judecă o economie, un viitor a unei națiuni care are rezerve. Dar asta... nu mi se pare și noastră că toți cei care discută par incompetenți și oamenii care se pricep nu vorbesc și ăia care vorbesc nu se pricep. Nu-i întreabă nimeni. Are sentimentul ăsta. Eu cam sentimentul ăsta. Nu-i întreabă nimeni pe cei care cât de cât știu. Sau pe specialiști care noi știu noi am avut mult. Institutul de Metale Rare Neferoase Rare București. Da. Domnul director Bușgoi, dumneavoastră se dea sănătate, l-am întâlnit acum 3 luni de zile la Clubul Oamenilor de Afaceri din București, împreună cu toți foștii specialiști care mai trăiesc și care se adună odată pe an acolo. Dan Coșug, un alt inginer cu soția lui, cu care am fost în America, la Santa Fe, am vizitat cea mai mare electroliză din lume și așa mai departe. Tehnologii pe care noi deja le aveam, cu care am avut anumite probleme la puneri în funcțiune, pentru că au fost niște chestiuni, la un moment dat, care nu pot să nu le spun, așa, ajunsese la niște butoane și Madame Ceaușescu, care nu știa niște lucruri și ne obligase să omologăm niște utilaje care trebuia să le facem noi. Le-am făcut, dar nu au fost de cele mai performante. În loc să le mai aduci de unde erau firmele care făceau, cum era Krupp din Germania sau câteva firme care se ocupau și făceau utilajele astea care erau performante. Și atunci am avut un carusel care turnam cadouze, care ăla au fost adus scârpeală, o struță, o cămilă română, o poloneză, care nu funcționa. Până la urmă îi dădeam de cap și la ăla, dar între timp a venit dezastru și am închis. Problema a fost că în ultimii ani, pentru ca să putem plăti datoriile luate pentru multe alte fabrici construite, s-au redus importurile și multe uzine trebuiau să aibă așa numitele importuri de completare, pentru ca să se modernizeze și să fie menținute la nivelul la care erau alte uzine din alte părți ale lumii. Din cauza asta, anumite uzine, anumite fabrici sau anumite secții din anumite fabrici au rămas la un stadiu mai puțin de eficient, de o eficiență da, mai redusă. Vedeți, într-o linie tehnologică complexă, e destul ca un utilaj să nu fie performant față de celelalte și de păstă cap. Bun, dar soluția nu era să închizi și să, absolut, să se taie la pierde. Cumperi scula aia de unde trebuia după 90. Asta nu s-a gândit nimeni pentru la modernizare, numai la închidere. Păi da. Asta am vrut să, și m-ați întrebat și nu v-am dat răspunsul până la urmă total, cum au descoperit noi căutători de aur. Pur și simplu, v-am spus unde se țineau rezervele calculate și documentația, au deschis larg ușa, probabil n-au spart lacătul, sigur cineva le-a deschis și a zis, poftiți, aici este zăcământul, că de fapt acolo era tot creierul rezervelor, în acea cameră a rezervelor. Deci așa au descoperit și așa s-a scris în cotidianul respectiv, ziarul respectiv de la vremea aceea, marea descoperire. Cum au descoperit canadienii aurul? Au deschis larg ușile de la camera rezervelor din Roșia. Probabil că ar trebui totuși anumite cercetări penale pentru stabilirea modalităților concrete în care aceste activități au trecut din
partea legală în partea ilegală, chiar dacă s-au prescris. Eu cred și probabil, că se vor face. Și probabil că ar trebui adoptată și o lege prin care să se elimine deocamdată sau să se extindă termenul de prescripție, astfel încât să se poată face cercetări și cei vinovați să plătească pentru faptele lor de deja provocare. Excelență, eu cred că se vor face, dar important este măcar acum, dintre al 12-lea, 13-lea ceas, să ne apucăm să prelucrăm noi din nou sau ce măcar să avem? Facem joint venture-uri în care România să nu scadă sub 50% exact. Niciun fel de formă. Că lucrurile astea s-au făcut în 1924 de către Vintilă Brăteanu, pentru că în 1902 producția de petrol a României era raportată 2% ca producție de petrol românească. Iar după legea minerilor din 24, în 1930 deja 30% din producția de petrol era raportată ca producție românească. Deci avem niște experiențe din istoria pe care am mai trăit-o. Și din care nu învățăm. Și din care nu învățăm. Cum să vii să-ți dai asemenea resurse, să nu te gândești că acești asasini economici, că scrie John Perkins da, în carte, și demonstrează clar aceste lucruri, care și copiile știu că acest sistem să încheie aceste contracte în care ăla vine, mărește capitalul social și tu rămâi în urmă. Adică în loc să blochezi, ai venit și ai scris o frază acolo, nu să modifică acționariatul. Și procentele. Nu că tu vii că mă păcălești pe mine, că asta se face cu lumea treia. De acum 150-200 de ani se făceau lucrurile astea. Nu acum 25-30 de ani când vor venit așa să ne păcălească pe noi. Suntem luat de prost. Excelență. Eu nu cred că nu ne-o întreba nimeni pe noi. De ce am tăcut? Până acum s-o știu ce s-a făcut, dar efectiv nu prea știu lumea. În pauză îmi spuneați cum s-a desfințat, cum s-a tăiat la fier vechi uzina modernă. Gândiți-vă că noi aveam, noi făceam acid sulfuric, sulfat de magneziu industrial și farmaceutic, sulfat de fier, pulbere de aluminiu BCH atomizată, așa, ai sulfat de magneziu, sulfat de fier, așa, pulberea, așa, și acidul sulfuric. Mă rog, asta le făceam la plată. Deci știa să le faceți. Cum să nu știm, dar le făceam de sute de ani. Am făcut 260 de ani, erau doar 270 de ani. Să asculte. Deci, în 1747, Maria Tereza a venit și a înființat atelierele metalurgice, pentru că au văzut ce resurse de aur și argint la vremea aceea erau în zona munților Apuseni, dar performanța și vremea în care noi am trăit, ne-am dezvoltat, ne-am dat seama că există mai multe tehnologii pe piața mondială de obținere a metalelor, dar noi în România și în general în Munții Apuseni avem toate concentrate cu conținuturi ridicate de sulf. E, Baia de Areș, de exemplu, aveam și cu arsen, trebuia făcută și o dezarseniere, dar toate noi le știam face și telurul, vă dau un exemplu, e descoperit în Zlatna în 1786. În 1802, la insistențele lui Franz Josef al II-lea, un inginer Klapetko vine în Zlatna, ia telurul, duce la minereul respectiv, că noi credeam că e un aur îmbunătățit. În aceeași perioadă era și la Săcărâm, nu numai la noi, dar de la noi le-a duce la Viena în 1802, de la Telus, de la pământ, îi pune nume de telur, iar în 1808 el urcă în sistemul periodic al lui Mendeleev. Este singurul element chimic din tabelul lui Mendeleev descoperit pe teritoriul României. Iar Mozart, când a scris Flautul fermecat, îl scrie după descoperirea telurului. Iar în luna septembrie, la Viena va fi un concert organizat de Liviu Burs și alți români care cântă la opera din Viena, un concert caritabil, iar banii care adună mi donează mie pentru teatru care l-am construit și încă e în construcție la Zlatna, iar discuția dintre noi este ca opera din Viena să fie să facă o reprezentație a flautului fermecat.
plecat la Zlata. Ne anunțați că să venim. Vă anunț eu, o să vă invit cu mare drag. O să vă invit cu mare drag. Pentru că teatrul pe care îl construiesc eu este o sală de toată complexitatea, unde se poate da orice fel de spectacol, inclusiv se poate face film, se poate ține un spectacol de operă, se poate închide fosa, teatru, aia rămâne avanscenă, ecran care se ridică sus, pe tavan, se coboară, se poate face film. Mă rog. Spuneți-le telespectatorilor cum s-a tăiat uzina aia modernă. Numai fabrica de acid sulfuric a fost numai și numai și numai inox. Așa. Noi încărcam vagoanele cisternă. Vă dați seama că ajunsesem la 500 de tone pe zi. Așa. 2000 de tone se realizau în toată România. Așa. Baia Mare și cu noi făceam mare majoritate. Primele care s-au tăiat au fost inoxul. Primere. Și cum s-o tăia? De ce s-o tăia? Cu flexul. De ce s-o tăia? Cu flexul, cu forfeci, da, de ce? Hidraulice. De ce? S-a vândut. S-a vândut. Dar de ce s-a vândut? De tâmpiți, de ticăloși, ca să nu știu, să nu mai facem concurență. Pentru că era 2000 de dolari tona de cupru astăzi la bursă, astăzi este 9000 de dolari. Nu, a scăzut acum mai 8000. Acum 5 luni era 11000 de dolari, ceea ce nu a fost în istoria lumii. Nu a fost în istoria lumii. La o lună de zile după ce am închis uzina de la Zladna, cupru la bursă a ajuns la 5-6 mii de dolari tona la Londra. Deci, astea au fost, cred că, gândite cumva, dar găsind oameni slabi la cârma acestei țări, fără suflet pentru ea, fără empatie pentru poporul pe care trebuia să-l reprezinte, și-au permis să facă asemenea bătaie de joc de o industrie care numai puțin mai trebuia retehnologizată și care astăzi ar fi dat de lucru oamenilor care ar fi trăit aici. Eu am acasă un bătrân și un copil în loc să am populația activă. Am 3000 de oameni plecați din Zladna. Dar acum au început să-mi vină și anul ăsta am avut un indicator că îmi fac cruce și mulțumesc lui Dumnezeu. Am mărit numărul de clase de grădiniță și clasa întâi. Fantastic. Deci asta înseamnă că am făcut ceva în viața mea. Asta mi-a dovedit bunul Dumnezeu. Înseamnă că totuși am făcut ceva. Pentru că în 2000 Zladna era declarat cel mai distrus oraș din Europa. Deci, nu, greu, dar se poate, nu e imposibil. Dar dacă vom pune la punct o tehnologie, acum există mai multe tehnologii, dar mai mult concentratele se topesc sau se diluează. Deci este hidrometalurgia. Hidrometalurgia nu se potrivește la noi, pentru că trebuie o temperatură medie anuală de 18 grade, altfel nu poți să faci niște hale uriașe care ar trebui să le va. Ea merge în Cipru, merge în Portugalia, în țările astea mai calde. Da. Că atunci pe adaptată tehnologia la condițiile noastre. Da, dar nu trebuie să uităm, repet, că noi avem concentrate cu conținut ridicat de sulf. Deci, eu am întâmplarea face că cu mulți ani în urmă, unul dintre cei mai valoroși ingineri preparatori pe care am cunoscut în viața mea, eram copil, nici măcar student, Tarnovski, șeful uzinii de preparare din Zladna, a plecat în Chile. Acolo a ajuns imediat directorul celei mai mari fabrici de cupru din lume. Și am avut mulți ingineri acolo în Chile. În Chile, dacă spui că ești geolog, te ia imediat, îți dă niște salarii. Spui că ești geolog. Geologii români vorbesc, erau ultra, ultra apreciați, mi-au povestit ei. Și anul ăsta, în vară, a venit băiatul lui. Și-au făcut o nuntă, un fel de nuntă de onoare, așa, fără dar, fără nu știu ce, la Zladna. Și zic, bun, de ce spun treaba asta? Pentru că tehnologia autocumpu nu e rentabilă sub 120.000 de tone pe an. Dar noi până n-am avut Moldova nouă, ce făceam? Băgam 40.000 de tone de roșia poieni și completam cu tot felul de ce mai puteam. Dar băgam cam 25 până la 30.000 de tone, vorbesc de șarge anuale, de aur argentifer. Pentru că la electroliză, excelență, rămâne în nămolurile de la electroliză toate celelalte metale rare, care la fel și noi trimiteam nămoluri la Baia Mare. La Baia Mare se făcea o separație a aliajului dore, care însemna aur și argint, iar prin cianurație făceau separația de aur și argint și poansonul de aur al României, pentru că poansonul României era la Baia Mare. De-aia toți trimiteam la Baia Mare, că era uzina Phoenix, unde astăzi acolo sunt moluri, sunt magazine. Nu este nicio urmă din acea urzină performantă. Ei la fel aveau și electroliză ca noi la Zladna, tot. Dar
Așa a fost, dar fabrica de teluri de la Baia Mare a făcut-o inginerii români, nu a fost prototipul lui nimeni. Ei au gândit-o și făceam cam 10.000 de tone de, cam 10 tone de teluri pe an, care se vindea unde spunea conducerea țării la acea vreme. Și știu că o parte în Japonia. Atunci să facem o mică pauză și revenim. Aș zice să vorbim puțin și de dezastru în care se găsește localitatea Roșia Montană. Eu am văzut-o cu ochii mei, am filmat unele dintre clădirile care arată, nu după război, arată ca și cum ar fi fost părăsite, ca și cum ar fi fost, au fugit oamenii datorită unor boli sau unor molii, molime. Este ceva incredibil. Vreau care sunteți de aici din zonă, ce ne puteți spune? Este o simțiți dumneavoastră în sufletul nostru și oamenii? Ce vorbesc? Ce simți? S-a creat o problemă foarte grea acolo, faptul că ei nu au plan urbanistic general. Datorită lucrurilor care s-au întâmplat și așa mai departe și inclusiv introducerea în patrimoniul UNESCO, au oprit obținerea acestui plan urbanistic general. Nu știu mai multe detalii tare, că am vrut, domnul, la un moment dat să-mi bat capul cu treaba asta, să, în calitatea mea de președinte Asociației Moții Țara de Piatră, unde am județele Alba, Arad, Cluj, Bihor și Hunedoara, și am zis, să văd ce pot să fac cu Roșia asta Montană, să o scot din cazul ăsta, adică să dau o mână de ajutor primarului de acolo și oamenilor de acolo. Dar n-am apucat efectiv, dar va trebui să găsim o soluție, că nu există nu se poate. Deci pentru mine niciodată nu a fost nu se poate. Trebuie să găsim soluții. Pe de o parte nu exploatăm niciun fel de minereu, de altă parte nu s-a transformat nici într-o stațiune turistică. N-am făcut nici ecologizare, N-am făcut nimic, e pur și simplu o jale care se vede. Da. Un alt subiect pe care aș vrea să-l discutăm este această discuție care are loc de vreo lună jumătate înainte de a se pronunța tribunalul arbitral care a judecat acest proces intentat României de către firma care a preluat, după mine, pe nedrept exploatarea sau în mod necinstit exploatarea aurului la Roșia Montană. Noastră, ca primar, ca om de bun simț, ca om cu judecată normală, vi s-a părut normal să se discute posibilitatea ca noi să pierdem acest proces înainte de a se pronunța tribunalul? Vedeți, cum judecați noastră? Și eu am fost invitat la mai multe televiziuni, am evitat că puteam să știu și de totdeauna mă gândesc că este un Dumnezeu și poate ne-aș ajutat. Dar totuși ați văzut că este o opinie separată, că e complet de 3 judecători. Dar Dumnezeu ne-a ajutat, iar recursurile în arbitraj nu se fac în procesele civile și penale naționale și așa. Deci acolo lucrurile sunt un pic mai complicate și mai complexe. Acolo, ca să poți să obții un recurs, trebuie să faci niște dovezi. Nu, dar de ce și-au dat cu părerea oamenii înainte de a se pronunța? Știu eu, de ce? Fiecare cum o crezut, cum... Da, și... Eu cred că sunt și neaveniți în poveștile astea. Că din lipsă de cunoaștere a problemei, da. Nu știau ce e acolo, că n-aveau de unde să știe. Nici noi nu știm bine astăzi. Dacă nu se desecretizează, să vedem toată mizeria care a fost acolo. Pe desecretizare și putem să facem și noi unii oameni de bine o cerere de desecretizare a acestui dosar. Ne putem asocia. Primul ministru a declarat că va face. Acum să vedem dacă se va ține recunoscut. Tot primul ministru a
au fost printre primii care își turna cenușă în cap că vom pierde și trebuie să plătim și nu el este de vină, că e de vină nu știu cine alt, da, da. De gestor ăsta. Cioloșcă. Cioloșcă, așa. Da, de la Cioloșcă. Bine. Problema nu acolo. A fost bine cu băgatul. Foarte bine că... Pentru că rezerva e aici. Exact. Și licența va expira acum și mă gândesc că de Dumnezeu te aminte să nu mai prejucim. Să ne vedem noi românii de acum. Da. Vă spuneam cu licența. Practic a intrat într-o conservare, da. Păi bine, da. Licența, sigur că nu se mai poate obține când sunt restricții din astea. Sigur. Mai mult decât atât. Noi avem două tehnologii la ora asta de obținere a aurului, argintului și altor metale rare, fără cianuri. Noi, românii. Deci, nu ne poate pune nimeni. Deci mai avem și asta e a treia, da. Mai există șanse. Tot timpul. Avem și proiectul. Eu sunt optimist. Gata, depus în aplicare de pornirea lui de construcție al noi exploatări modernizate, bineînțeles cu alte utilaje, alte tehnologii. Numai că acum deja suntem într-un impas din ăsta creat de această isterie națională care a durat foarte mult, din păcate, a reușit să perturbe toată viața socială din Roșia Montana cu oameni care s-au mutat, care și-au vândut. Bineînțeles că mirajul banilor au contat în primul rând și acum este un stat părăsit. Credeți-mă că lupta mea de 10 ani cu repornirea metalurgiei cuprului la Zlatna înseamnă și aurul și argintul, wolframul, telurul și alte metale rare care sunt acolo, pentru că automat se leagă și tot timpul am spus și de repornirea mineritului aurul argintifer și mai departe în zona munților. De ce nu s-ar putea crea un pol al exploatărilor aur-argintifere și cuprifere, că doar sunt învecinate și cam aceeași tehnologie se folosește aici, în Munții Apuseni, în Zlana sau în Abruța. Da, da, asta și să fie sub aceeași cupolă, inclusiv Roșia Montană și tot poligonul aurifer. Dar nu, dar dumneavoastră spuneți excelent, pentru că noi trebuie și facem holding. De, da. Nu să mă duc eu de la Zlana Metalurgul la licitație la Cuprumina Brut. Da. Deci trebuie să fac un holding. Iar cel care, ultimul care vinde produs cu cea mai înaltă valoare, cu cea mai înaltă plus valoare, cablu sau componente electronice, ăla va câștiga enorm față de bietul miner și atunci trebuie să echilibrăm pe tot și atunci ridicăm în totalitate economic Munții Apuseni. Cu toți care asta, sunt... Asta este gândirea, asta este normal. Gândirea asta normală. Sigur, da. Holding cu fabrică la Zlatna, toate concentratele și... Asta este o gândire normală și sănătoasă, dar acum țara este sub imperiul unei isterii, că tot ce se pune în discuție acum, dacă s-ar pune în discuție o repornire a exploatării, ar sări ecologiștii că ce vreți acum voi să omorâți natura. Exploatarea trebuie să reașeze un pic lucrurile. În respectarea unor norme tehnologice care să fie prietenoase cu mediul. Și prin, în primul rând, prin asigurarea unei legislații foarte clare și ferme, prin popularizare și prin informarea populației că mineritul nu este o crimă, că este o activitate economică bună și profitabilă și pentru țară și pentru oamenii care lucrează și toată zona asta. Asta trebuie făcut. Și să le scoată din cap oamenilor, cum le-au băgat în 15 ani, să le scoată din cap această idee greșită, popularizată și mediatizată de către televiziuni, de către oameni care n-aveau habar de ce se întâmplă în sectorul ăsta minier. Deci asta trebuie făcut. Dar cine? Pentru că și acum decidenții noștri și înalții demnitari se iau la ceartă pentru chestii care sunt lipsite de importanță și pentru finalul nefericit care putea fi și care n-a fost din fericire. Deci aici domnule trebuie. Țărmule. Noi avem un an extraordinar de important, avem mai multe tipuri de alegeri. Problema este că acum să propuneți în diferite funcții care urmează să fie alese, primari, consilieri, la nivel de comună, la nivel de oraș și la nivel de județ, senatori, deputați și președinte. Propuneți oameni și alegeți oameni competenți, cinstiți și patrioți. Asta e soluția. Da. Soluția asta e relativ simplă. Nivelul aleșilor locali este dat de nivelul de educație al alegătorilor. Până
până va crește nivelul de educație a legătorilor, susțineți ideea unui proiect de lege care să declare prezența la vot obligatoriu. Asta ar fi extraordinar. Asta ar fi o care idee. Nu costă nimic, da. Faceți presiune asupra senatorilor și deputaților care îi aveți și care unii dintre ei se gândesc să fie din nou doritor de a fi realeși și cereți-le să voteze această lege. În două săptămâni se poate vota această lege, se poate vota legea. Ce să zicem? Noi, ca simpli cetățeni, să ne dea Dumnezeu minte la poporul nostru. Mintea de pe urmă. Să mintea de pe urmă. Să alegem oameni pentru oameni, oameni care iubesc țara, care o pot duce înainte. La ora asta eu nu știu pe cine voi vota președintea României. Mai aveți încă... Trebuie să mai vedem ce se va mai întâmpla. Da. La ora asta eu s-ar putea întâmpla să fiu dat deoparte, pentru că eu am avut un proces cu ani dintr-o greșeală pe care am făcut-o eu la un moment dat. Am semnat 21 de acte de adiționare la niște contracte. Bineînțeles că am majorat chiria în favoarea orașului, dar unul era a firmei care era fiul meu. Și în condițiile astea nu am interdicție de a candida. Dar se poate întâmpla în septembrie să nu fiu validat. Și atunci au venit alții. Mai să fac alegeri, noi vedem ce-o fie. Mai e timp de... Până atunci se pot întâmpla multe. Da. Soluționat anumite lucruri. Da. Cu ce să încheiem această dezbatere? Cu ce idei să plecăm acasă? Cu idei pozitive, cu idei negative, cu idei de soluții sau cu idei de înfrângere? Numai cu idei pozitive. Cu idei pozitive. Idei pozitive care, sigur că noi le avem și le propunem, dar trebuie și implementate până la urmă și concretizate să însănătoșim mediul ăsta și economic. Ceea ce a zis domnul ministru și văzut un pic de teza aia doctorat, pentru că acolo e o tehnologie deșteaptă, din câte mi-am dat eu seama, poate fi preluată, trebuie să discutăm cu specialiștii și așa, și să vedem cum o putem aplica. Mai merge mai mult la feros decât la neferos. Merge oriunde se poate, cu puțină muncă, deci trebuie din nou reluat acum, că după atâția ani, deci problema s-a cam... Dar nu... Cum să spun? Adică e valabilă și acum. Da. E valabilă și acum. Și chiar aseară am vorbit cu prietenul nostru, cu profesorul Moraru, care a fost conducătorul meu de doctorat și care m-a bătut la cap să mă scriu la doctorat, că nu prea, la un moment dat în viață, nu prea ești curios așa ceva. Și ca să ia legătura și cu cei din Canada, de unde am vrut să ducem o stație pilot, să facem și cercetare tehnologică după cercetarea fundamentală, care e la teză și tot. Și, mă rog, noi putem, care am fost toți în domeniu cu tezele, să ne adunăm și să facem. Oricum, eu după discuția care am avut-o acum, cred că altfel a scrie și carte și tot. Am rămas așa. Da. E păcat că atâția ani de muncă pentru teza respectivă, care se putea finaliza atunci cu punerea ei în aplicare, nu s-a realizat. Da, dar nu trebuie abandonată ideea. Asta întrebam. Da. Cu ce plecăm de aici? Plecăm cu ideea că nu se mai poate face nimic sau cu ideea că trebuie continuată lupta până la izbânda finală? Deci, eu de la DEVA, de unde eram director la Direcția Județeană de Telecomunicații, să merg la mine acasă, la Roșcani, treceam pe la izvorul Decebal, cum îi zice, acolo unde era haltă de steril, aur și argint, așa tot de la mina cupru din DEVA. Deci eu așa m-am dus cu problema asta pentru neferoase și tot. Dar când am venit înapoi, Ceprominu, directorul Zăvoianu și totul, mă, nu ne interesează, pe noi ne interesează fierul. Așa că vezi cu combinatul siderurgic ce faci, așa am ajuns. Era important. Da, dar problema a fost că așa de simplu s-a calat și pe fier și așa am început după aia, care de fapt e teza doctorat. Încă un lucru foarte important pe care vreau să vi-l spun. Săptămâna trecută am discutat cu unul din
cu penultimul director general de la Agenția Națională de Resurse Minerale și nici o haldă de steril nu este concesionată la nimeni de pe teritoriul României, la ora asta. Haldele sunt întregi, sunt ale ANRM-ului în mare parte. La Zladna eu am o chestiune mai specială, pentru că eu am întăbulat terenul de sub ea pe orașul Zladna. Și acolo avem... Deci toate haldele de steril sunt în brațe la autoritățile locale. Nu, nu, nu. Nu. Sunt resurse minerale. Este mai specială, că am întăbulat terenul de sub ea. Da. Dar sunt la Agenția Națională de Resurse Minerale, care trebuie să avem mare grijă, dar deocamdată ele nu sunt concesionate la nimeni. Sunt ale României. Agenția Națională de Resurse Minerale este agenția statului român. Păi după victoria de la Washington, cred că... nici minele nu sunt concesionate. Așa că există o nouă șansă pentru acest este sector minier, dar... Când se va termina, este o licență la Carpatie, la Rovina, Certejul, da, unde se prelucrează deja și licența dată tot așa foarte ușor, adică tot pe nimic. Trebuie să vedem și de acolo ce-o fi. Că... Poate că ar trebui rediscutată legea minelor în privința acestei redevențe, că până la urmă cei care preiau în concesiune plătesc o redevență, da? Trebuie văzut și la acționariat și la... Ea poate fi și de nimic, cum Parlamentul României a aprobat ca redevența de la OMV de 1,5 miliarde de euro să se reducă la 300 de milioane în primăvara anului trecut sau la mijlocul anului trecut, când au început grevele elevilor în lunea aia, poate fi orice... Da, orice se poate. Orice se poate. Atâta vreme cât nu există cineva care să fie treaz. Păi, de acolo vota Parlamentul României, excelență, nu? Parlamentul României nu înseamnă poate greși și Parlamentul. Păi, da, dar cineva trebuie să atragă atenția. De ce se faci buget la țara mea? Poporul are... Da. Ultimul drept, în mâna fiecărui cetățean stă puterea de a decide asupra aleșilor săi. Deci cu votul nostru nu mai pot fi aleși reprezentanților săi. Iar dacă nu îndeplinesc mandatul, noi putem revoca. Acum Abraham nu trebuie să mai revocăm, acum mai realegem. Abraham Lincoln a zis că în democrație cel mai puternic glonț e votul. Votul, da. Da, da. Din păcate nu le folosim. Pentru ca să avem acest glonț puternic, revin la, din nou la ideea obligativității participării la alegeri. Cea mai bună, asta e cea mai bună chestiune pe care am discutat. Cât mai mare a celor care au dreptul să se pronunțe, să beneficieze de acest drept de a se prezenta la alegeri. Trebuie să devină și o obligație, nu numai un drept. Da. Că unii nu sunt conștienți de importanța acestui drept. Eu cred că e ușor sau e bine să ai acest drept, să stai pe margină și să critici mereu și să te plângi. Dar nici nimeni dintre cei care nu participă la vot nu se gândesc că dacă ar participa și ei, probabil lucrurile ar fi arătat altfel. Da, dar cineva trebuie să instruiască poporul ăsta român și să facă înțeles. Trebuie să facă parte din sistemul educațional. De educațional, atâta vreme cât votantul, cel cu drept de vot, nu știe că dacă el nu merge la vot, tot el pierde, că zice, am eu cunoștințe și oameni, prieteni, care au școală. Nu mă duc că nu mai n-are rost, că nu știu. Păi tu, tocmai de-aia trebuie să te duci. Te duci tu, te duci și se diluează masa votanților, celor pe care nu vrei să câștige. Plus că marea majoritate nu se scriu nici în partide politice. Pe motiv că n-are rost să te înscrii, că nu se întâmplă nimic. Din cauza asta, adevărul multe partide au oameni compromiși și oamenii care ar fi de valoare și oameni necompromiși stau pe margine. Dar, excelență, din păcate, se înscriu în partide și oameni care își cumpără diplome și ajung miniștri. Aici problema învățământului, aici, într-adevăr, educația cu privatizarea, nu, când s-a privatizat... Educația, da, sănătatea și s-a privatizat învățământul, au apărut facultățile care vindeau diplome și tot. Bine, tu ai fost la un moment dat președintele unei universități. Ce s-a întâmplat acum?
a dispărut, cum au dispărut. A dispărut, dar diplomele celor care au beneficiat de diplomele universității există și ți-o arată. Întâmplător, n-am studii, uite aici. Întâmplător am avut atunci probleme de sănătate, dar mă bucur că am scăpat, că deja erau niște probleme care se puneau și eu ca rector trebuia să semnez niște probleme la universitățile astea particulare vorbesc și nu am plecat practic. Deci ce vreau să zic numai puțin. Ne apropiem deci, de final. Da. Deci în RomTelecom când eram când au venit grecii și au privatizat RomTelecom, ce am observat? În Grecia era obligativitatea votului. Da. Când se alegeau acolo atunci, deci dispăreau toți grecii din RomTelecom, dar așa se duceau, erau niște bătăi pe bilete și totul se ducă în țară din cauză că votul era obligatoriu și erau niște amenzi drastice. Belgia și Luxemburg și acum are obligatorie. Da. Da. Și cred că asta ar trebui. Dar nu o chestiune simplă de tot. Adică statul grec care e acționar majoritar în firma, el ne poate da telefonie, noi românii nu ne-am putut. Asta e o altă discuție. Da. Deci, exact cum grecii acum oricum da Atenelul. Deci noi, tot cu acționar majoritar statul grec. Da. Poate vinde curent. Noi nu ne puteam vinde curent. Deci, noi românii nu. Noi am asigurat. Da. De noi a depins. De noi. Posibil. Deci problema era că atunci când am fost eu în guvern, atunci se discuta. Primul ministru, domnul Văcăroiu, a venit și mi-a zis, domnule, uite care treaba, trebuie să arătăm că avem și noi ceva de vânzare. Îmi pare rău că asta așa deci, s-a fost. Da, trebuie să vindem cu 4 miliarde, da. Nu cu... Și noi căutam să adunăm cei doi operatori, RomTelecom și MolTelecom, cei din Moldova, atunci să ne adunăm și dintr-o dată aveam 4.000 de populație, de popor. 4 milioane de abonați. Da, nu, deci era atunci ne adunam cele două țări care erau la nivelul Australiei și a Canadei. Și deja îi urcam pe alt domeniu de prețuri, să zicem așa, că la noi erau interesați France Telecom, MolTelecom, Stetu și toate. Și au apărut grecii, nu se știe de unde, eu după aia am aflat și tot ce a fost. Să știe, dar au câștigat. Și în loc de 4 milioane, 4 miliarde, privatizarea s-a făcut cu 345 de milioane. Da. Și când am fost... Și când am fost în, odată în Cipru, acolo m-am dus și eu, țăranul din Roșcan să mă duc acolo, a venit cineva de la Ministerul Cipriot, care, nu știm, toți erau ofițeri de informație, atunci știam că vin după. Și ăsta m-a salutat și zice, ce faceți, domnule ministru, aici? Păi zic că am venit și eu aici, acolo. Zice, bine, domnule, 345 de milioane a costat RomTelecom-ul și 345 ciubucul. Că era vorba atunci de 600 de milioane. Și se știe cine atunci când a încasat. Dacă trebuie să încheiem cu această concluzie neplăcută, dar care ar trebui să ne facă să învățăm și să nu mai repetăm furturile și greșelile trecute. Da. Vă mulțumesc foarte mult și pentru mulțumim, noi. Mulțumim de emisiune. Da. Într-o discuție și mai optimistă și mai fericită pe o altă temă sau pe o temă adiacentă.